Homofobia e la modă, da, e puternică încă la noi. Ironia face că acest termen de corectitudine politică nu este asumat de nimeni. El a apărut, circulă, se duc bătălii în numele acestei așa zise corectitudini politice, care, în paranteză, fie zis, la fel ca ce spuneam mai înainte, face serioase deservicii celor care sunt așa zis apărați, tocmai prin felul excesiv în care este practicată și propovăduită. Nu-l cunosc. Nu l-am cunoscut, nu l-am văzut. Pur și simplu a sunat cineva de la producție ieri și a zis: dați-ne un cont să dăm niște bani. În mijlocul producției cursa. Zic: bă, ce se întâmplă? Ce? Zic: tare, dar trebuie să dăm niște bani mulți, destul de mulți. Și am zis: bă, dar ce se întâmplă? Adică chiar nu mai avem noi cursa. Acum nu știu dacă lucrurile astea la final, când ne vom turna în melting pot-ul ăsta care se numește podcastul Codin Maticiuc, vor fi savurate sau nu de ceilalți, dar o să vedem după aia, de fapt o să vezi tu. Salutare toată lumea, bine ați venit la un nou sezon la mijloc și de asta dată eu sunt la mijloc și o să înțelegeți de ce. Și poate că nu voi fi chiar supus toată seara unui tir de întrebări, deși cursa generează niște întrebări. Vor fi întrebări și pentru cei care mă flanchează stânga și dreapta, care îmi sunt mie familie, iar noi colegi coprezentatori la mijloc și așa mai departe. Ideea este că rămăsesem doar eu cu Angel, timpul ne bloca și nu reușeam să facem destul de multe ediții și atunci am zis: hai să mai luăm doi colegi și am găsit, îmi revine mie onoarea să vi-i prezint. Chiar îmi sunt familie în sensul că în stânga mea se află, în dreapta, cum vă uitați voi, în stânga mea se află unchiul meu, adică fratele mamei mele, Tudor Călin Zarejanu, și în dreapta mea se află nașul nașului meu și prietenul meu foarte bun, Laurențiu Ionete. O să vorbim, salutare, băieți. Salutare. Bine ați venit. Asta voiam, văd că v-ați apropiat de microfoane, voiam să vă spun așa în premieră că n-ați mai făcut genul ăsta de emisiune, dar ați fost, stai așa, de fapt ați fost invitați vreodată la un podcast, tu faci emisiune în care seamănă cu un podcast? Oarecum. Invitat într-un podcast, nu, în emisiune TV, da. Emisiune TV. Și radio. Și era treaba asta, că aveai microfon, ți-l dădea în mână sau puneau la valieră? Cum? Nu, în general a fost cu la valieră. La valieră, ca să fie sigur că vorbește microfon, asta e una dintre probleme, de-aia avem căști să ne dăm seama când ne depărtăm de microfon și când suntem aici. Laurențiu, ai fost într-un podcast sau ceva, vreodată? Codine, vineri 13 n-am mai fost invitat niciodată, nici nu mă duceam dacă nu erai. E vineri 13 venit, când zic, filmăm, vineri 13. Nu știu dacă am făcut-o intenționat sau nu, dar ne-a invitat aici la podcast vineri 13. Zic, sper să nu fie cu ghinion, ca să spun așa, statistic, vineri 13 nu e o zi cu ghinion. E doar, știi... Corect, și eu vreau să nu fie, nu vrem să fie. Niciun Laurențiu a condus televiziuni din mai multe puncte de vedere. Hai, să nu exagerăm. Da, mă rog, o să vedeți cât de mult am exagerat sau nu, că o să vorbim despre fiecare dintre ei. Vreau să vorbesc despre câte cărți a scris unchiul meu, că niciodată nu știu, tot timpul mai adaug așa, cred că am, zic acum 16. Este sub tipar a 19. Pa! Deci era sub, gândeam că tot timpul sunt. Deci vezi, eu tot timpul trebuie să pun în plus. Acum aș fi zis, dacă mă întreba cineva, bă, aș fi zis astăzi, vorbeam, bă, mă duc spre podcast, bă, că așa, ne întrebesc și unchiul meu, cine e unchiul? A scris 16, 17 cărți, deci 19, fraților. Iar Laurențiu, asta ziceam că a condus. N-a scris cărți, nu. Încă nu a scris. Ai avut foarte multe relații cu televiziunea, ai condus, ai făcut. Da, nu gata, media vreo. Ai fost în fața sticlei vreodată? Într-o emisiune, într-o ceva? Da, cred că am fost de două sau de trei ori. Invitat, da. Ca ce? Specialist media, pe business, da, pe da, ce? Da, am fost. Și odată, cred că, inclusiv la o lansare de grilă de program, împreună cu, să zic așa, vedetele, acum vreo 20 de ani. Ok. Dar nu în mod regulat sau obișnuit mergeam pe...
ce televiziune? Când eu spun că a condus, a fost head of sales la un moment dat, a fost, adică mai multe posturi de conducere în mai multe televiziuni. Antena odată, B1 odată, nu mai știu minte, nu? Am lucrat la radio, adică pentru radio, era Radio Contact la vremea respectivă, în anii 90, la departamentul care vindea publicitate. După aia am lucrat multă vreme la Antena 1, unde am fost, nu știu, sales manager, director de vânzări, de marketing. Am fost și vicepreședinte o lungă perioadă de timp. Și tu s-am zis bine că am condus Consiliul de Administrație. Da, după aceea am creat o firmă care a vândut publicitate pentru diverse televiziuni sau radiouri și acum am menționat B1, vinde publicitatea pentru B1. Mă rog, o experiență în media vastă. De vastă. 20 și ceva de ani, mă rog. Vastă. Acum am dat seama că puteam să ne întâlnim pentru că tot în anii 90 am fost odată invitat la Răzvan Dumitrescu la Radio Contact, avea un talk show, da. Și se numeau sau se numesc și acum. Și fusesem un coleg cu Răzvan la Zigzag, apoi la Flacăra și m-a invitat într-o emisiune la Radio Contact, chiar când bănuiesc era Laurențiu acolo. Totuși să facem precizarea care se impune. Eu am fost întotdeauna în partea nevăzută a lucrurilor. Da, puteam să ne întâlnim pe acolo. Da. Finanțare, comercial, marketing și așa mai departe. Da. Acest radio și TV paralel. Adică e o componentă importantă, de care nu ar funcționa. Știu, dar zic statul paralel. Da, am înțeles. Asta era aluzia. Da. Iar unchiul meu este, da, îți povestește tu un pic despre tine, Călin, că ai făcut presă și încă mai faci. Ai făcut televiziune, cărți, vorba aia, n-a scris nimeni cât tine, zici că ai fost arestat de 17 ori și a trebuit să ieși de acolo din pușcărie sau ceva așa, pare că ai fost chinuit să scrii atâtea. Așa, zi. În primul rând vreau să introduc un nou cuvânt în limba română, acela de unchism, pentru că atunci când Codin a venit invitat la emisiunea mea de pe TVR Cultural de Ce-aș citi, a spus în emisiune că asta e o dovadă de nepotism, pentru că e nepotul meu și îl certa maică-sa, adică sora mea, dacă nu venea. Așa că în replică zic și eu că acum e o dovadă de unchism. În ceea ce privește prezența mea în presă, a început în 92, a început cu o colaborare, scriam un serial umoristic, se numea Zizi în tranziție, la revista Zigzag, unde mă dusese de mână aproape la propriu Alex Ștefănescu și unde în decembrie 92 șefa de atunci, redactora șefa Aurelia Boriga, e de mult în Statele Unite, foarte bine, m-a întrebat la un moment dat, tu unde ești? Unde lucrezi? Păi zic, la serviciul de informatică din Ministerul Învățământului, pentru că eu am făcut informatica la bază, cum se spune. Da. Și zice, nobody's perfect. Nobody's perfect, corect. Și zice, îți place acolo? Nu. Și nu vrei să te muți cu totul la noi? Mamă, m-a blocat, pentru că scrisesem deja niște articole pe România Liberă, așa ca simplu cetățean am dus un articol, s-a publicat spre marea mea bucurie, dar asta însemna o cotitură majoră, pentru că informatica e un domeniu în care dacă ieși 6 luni, după aia nu mai trebuie să te întorci, că n-ai la ce. M-am consultat cu toată familia și am zis, băi, eu sunt ăsta cu scrisul, cu... Dar pe vremea lui Ceaușescu ai făcut doar informatică? Adică pe vremea lui Ceaușescu am făcut doar informatică, okay, în câteva centre de calcul. Am avut niște apariții, dar nu jurnalistice, ci literare, în celebrul SLAST, suplimentul literar-artistic al Scânteii Tineretului, condus pe atunci de... Adică condus tot timpul, cred, de Ion Cristoiu. Au fost niște proze, nu erau propriu-zis articole. Celebru pentru că era singur, adică era puțin... Celebru pentru că era singur că era și pentru că... Și să fii celebru pe vremea lui Ceaușescu, dacă... Da, și hotăra. Pentru că erau acolo niște oameni de valoare. De exemplu, Mihai Coman, ulterior rectorul de la jurnalism. Ok, și deci așa am intrat în presă, la Zigzag și după aia presă scrisă, radio, televiziune, agenție de știri, le-am bifat pe toate. Foarte tare. Hai să vă spun câteva chestii despre acest mic studio în această fabrică în care facem asta și despre emisiune. Este că avem câțiva sponsori care ne-au fost alături, e Popcola de la început, Day One,
respect, Aqua Carpatic a venit de curând. Avem un vin de la Murfatlar pe care îl dau chiar acum. Un roze. Laurențiu, tu ești conesorul, tu vei fi primul. Și te rog frumos, știu că ai băut numai vinuri scumpe de Franța și așa mai departe, dar te rog frumos, e sponsorul nostru, trebuie să-i spui că e unul dintre cele mai bune. Dintre cele mai bune, Călin. Noi suntem cu mașina, deci ne asiguri tu relația cu poliția rutieră. 100% îți dai seama că nu e problemă. Le lăsăm aici și comandăm niște cu șoferi, că asta așa vă asigur. Ideea este că, da, și Murfatlar a fost de sezonul trecut alături de noi și mai avem doi sponsori care sunt altfel de sponsori. Aveți fiecare pe cât un cub. Alianța Siriac este la tine, Laurențiu Kaufland la tine. Sunt principalii sponsori de la Spitale Publice din Bani Privați. Și cu care construim spitalul nostru, așa că să vor fi... Noi, Codine, îți urez să mai găsesc sponsor, pentru că, admite, sunt client al tuturor sponsorilor tăi. Da? Adică, da, și aici, și acolo, și la și la fel. Sunt client al tuturor, deci mai trebuie să mai găsești. Mă bucur și, Doamne ajută, vreau să găsești pentru spitale. O să vedeți, repet, Alianța Siriac și Kaufland aici, în toate emisiunile care nu au iz politic și invitatul nu e politic, ei nu-și doresc să fie în niciun podcast cu zonă cu... publicitară. Da, mă rog, nu e neapărat publicitară. Noi am invitat aici toți primarii, iar pe unii săracii le-am pus și întrebări foarte grele. Deci nu e o zonă publicitară, dar pur și simplu nu o să vor să se asocieze cu un subiect politic, nici cei de la Allianz, nici cei de la Kaufland, cărora, mă rog, le mulțumesc că pentru că construim un spital și începem de anul ăsta. Și vă mai spun o chestie despre Kaufland, pentru că dacă stați un pic mai târziu, Kaufland, prin Kaufland Card, dă 5 BMW-uri seria 3. Nu vă spun cum, am mai dat unul eu anul, acum 2 ani, tot cu ei. Rămâneți în această umilă emisiune și o să vedeți, poate prindeți un BMW. Așa, gata, astea sunt sponsori, am vrut doar să vă menționez, nu o să vă fac asta de fiecare dată să vă număr, doar să știți de ce avem pe masă sau lângă noi aceste branduri și că, mă rog, ne ajută treaba asta. Vreau să vă mai spun un lucru, vreau să vă spun că da, eu și Angel am rămas să facem această emisiune la mijloc și ne găseam din ce în ce mai greu, ne-am gândit ce facem, am zis hai să mai luăm pe cineva și cu un pic de emoție în glas vă mărturisesc că trebuia să fie Bogdan Budeș aici, adică avem eu și Laurențiu un prieten, nu știu dacă l-ai cunoscut sau ai auzit vreodată de Bogdan Budeș. Am auzit cu siguranță, dar nu l-am cunoscut. Regizor de teatru, traducător, lăsă și pe Laurențiu să spună câteva cuvinte că îl știe poate mai bine ca mine. Un prieten al nostru ne doream să fie, eu personal doream să-i propun acest proiect, nu am apucat, m-am tot ținut. S-a stins acum cât timp, Laurențiu? O lună? De curând, da, în august, în mai puțin caz, de o lună. August. Mai puțin da, de o lună. De Sfânta Marie. Da. De Sfânta Marie. Te văd și pe tine emoționat când vorbim de Bogdan. Da, pentru că, mă rog, ne-a luat prin surprindere pe toți și plecarea oricărui om e o suferință, dar plecarea unui prieten și plecarea unui om valoros, deși asta așa sună ca o sună aiurea, dar un om extraordinar, un om cu suflet bun și care cu siguranță ar fi fost extraordinar aici în poziția asta. Ar fi fost bun, nu? Da, m-am gândit bine la Bogdan. Îmi pare rău că n-am apucat nici măcar să-i propun, chiar dacă nu aș fi început cu el proiectul, pentru că iată că îl făceam toamna și Bogdan n-ar fi apucat să vină să filmeze, dar îmi pare rău că n-am apucat măcar să-i spun că îmi doresc să fac asta cu el și să-mi zică da, nu, dar orice, dar să știe că mi-aș fi dorit să fac asta cu el. Bogdan este a fost fratele nașului meu Radu Budeș, prieten bun și cu mine și cu Laurențiu. Laurențiu a vorbit la foarte frumos la mănunt. Am fost la mănuntarul lui la Brăila. Laurențiu a vorbit foarte frumos acolo și apropo de asta mă gândeam că e frumos ca la astfel de evenimente neplăcute să vorbească nu numai preoții și niște oameni care au cunoscut. Mi se pare, n-am văzut la multe mormântări să vorbească și din familie sau așa, am văzut mai mult prin filme, pe la americani, pe la catolici. Sincer, nu știu sigur dacă
hai să spun, canonul ortodox permite să vorbească în biserică sau doar la... Nu, permite, permite cu siguranță și eu am vorbit în biserică, total neașteptat. Vă spun foarte pe scurt, am cunoscut la un moment dat o pereche de seniori, Radu Grigorovi și soția lui, el era academician. Am spus despre ei și am scris despre ei ca fiind cea mai frumoasă poveste de dragoste din lume, pentru că oamenii aceștia au trăit 97 de ani și, believe it or not, au fost împreună 97 de ani. S-a născut în aceeași maternitate, școală, grădiniță, tot, și au venit, erau din Bucovina, au venit în România și au trăit împreună 97 de ani. Și fata lor, care mă știa bine, că fusesem de multe ori în casa lor, m-a rugat să vorbesc la slujba de mărbătoare în biserică. Atunci am aflat și eu că e posibil și e posibil mai mult decât atât. Oameni care au cât de câtă pregătire teologică, dar nu sunt preoți, pot să țină chiar și predici. Duminica în locul preotului. Și am văzut și asta. Și interesant, n-am știut. Interesant. Da, da, da. Trebuie să fac aici o paranteză și să spun că Călin a lucrat sau mai lucrează împreună Scriu cu... în continuare pentru Ziarul Lumina al Patriarhiei. Ok. Asta a fost toată colaborarea ta cu biserica? Adică ai scris doar pentru ziar sau ai fost la un moment dat... Și am fost în birou de presă. Am fost în birou de presă sub conducerea lui Vasile Bănescu, un om absolut extraordinar, timp de 3 ani de zile. Acolo mărturisesc că a fost o slujbă, să zic așa, mai mult administrativă. Făceam comunicate, făceam revista presei internă, făceam și documentare pentru Părintele Patriarh, din proprie inițiativă, documentare cu subiecte, am putea spune, atipice, de genul biserica și politica, biserica și politica externă, biserica și știința și așa mai departe, pe care le duceam la cabinet și întotdeauna primeam feedback de la patriarh, care citea cu creion în mână și făcea notări pe fiecare dintre ele. Deci 3 ani am fost acolo la birou de presă și apoi mi s-a oferit ocazia să mă mut la ziar, la Ziarul Lumina, unde am redevenit după mulți ani jurnalist de teren și de când sunt acolo am bătut țara și Bucureștiul, dar și țara mai mult decât în restul de, nu mai socotesc câți ani de presă, și sunt foarte încântat. Am lucrat până m-am pensionat și după aceea am rămas colaborator, dar scriu în continuare aproape la fel de mult ca atunci când eram angajat. Vă întâlneați și cu patriarhul actual și cu precedentul? Sau? Nu l-am prins pe precedentul, doar cu cel actual și doar în împrejurări, să zic așa, oficiale, da. Da. Acolo aveați totuși o poziție privilegiată, mai transmiteți că nepotul avea niște păcate de șters într-o anumită perioadă care a acoperit ambele mandate ale precedentului și actualului patriarh și mă gândeam că dacă ajungeați pe la dânsul, putea să puneți copilă la... Nu, altfel, sau poate a spus că anumite nu vă imita uichismul ăsta, e o relație... Nu cred că este cazul, întrucât Codina a făcut și face niște lucruri extraordinare. Zicești că și-a compensat păcatele tinereți între ghilimele prin... Categoric. Nu, dar categoric. Am stabilit și eu o linie scurtă cu Dumnezeu, nu doar patriarhul. Adică am înțeles. Se poate face și în afara acestui cadru. Dar da, suntem aici într-o emisiune în care suntem 3 creștini ortodoxi și dacă nu vă place puteți să închideți, dar asta suntem credincioși, fiecare în felul lui, o să vorbim despre asta. Mă întorc și spun că mă bucur foarte mult să vă am pe amândoi, sincer, este un privilegiu pentru mine și o onoare. Cred că nu v-aș fi avut, cel puțin pe unul dintre voi, dacă Bogdan era aici, că la Bogdan m-am gândit primul și aș fi vrut să fie doar doi. Deci, da. Vreau să spun ceva, Codine, spune. Ai zis că îți pare rău că n-ai apucat să-l inviți, pentru că știu că ești într-adevăr un bun creștin. Trebuie să crezi că el acolo sus a tocmai aflat că ai fi vrut să le mă bucur și vreau să fie această emisiune un pic așa în memoria lui, pentru că sunt doi din apropiați prezenți. Recunosc că de Laurențiu nu m-aș fi așteptat să accepte. Adică știi că atunci când te-am sunat și te-am trat, am zis sunt aproape sigur că o să zici nu. Unchiul meu a fost tot timpul un om care a făcut televiziune și așa mai departe. Bogdan la fel era un om care se mai avea legătură cu scena. Așa, la tine nu m-am gândit. Speram, dar am zis, bă, o să mă refuze.
dar dacă regret că nu l-am intrat pe Bogdan, am zis, nu o să regret că nu l-am intrat și pe Laurențiu și pe aia zic că, bă, aș fi acceptat oricând. Bă, sincer, nu știu dacă aș fi acceptat oricând, dar cred că... Te-am prins într-un moment bun. Moment bun. Te-am prins într-un moment bun. Dar povestea este alta, că habar n-am, urmăresc podcasturi, diverse podcasturi, habar n-am dacă îl voi aduce vreo tușe de culoare sau puțin mai multă, să zic, puțin mai mult interes pentru podcastul ăsta. De exemplu, suntem acum din trei generații diferite, nu? Domnul Zarojanu e... Călin. Călin e... Decanul de vârstă de aici. Dar decanul, baby boomer, ca să zic așa. Baby toată boomer. Viața am sperat să fiu decanul de vârstă. Decanul de vârstă, da, iată-ne la mijloc. E baby boomer, ca să zic așa. Eu sunt X, tu ești Y, cum ar veni. Fiecare vine, fără să-și dea seama sociologic și, mă rog, genetic, cu niște lucruri care îl diferențiază de ceilalți. Hey, acum nu știu dacă... lucrurile astea la final când ne vom turna în melting pot-ul ăsta care se numește podcastul lui Codin Maticiuc, vor fi savurate sau nu de ceilalți, dar o să vedem după aia, de fapt o să vezi tu. Sub temă, că vreau să lansez această temă, că mi se pare interesant că ai spus că suntem trei generații diferite și ai dreptate, mi-ar plăcea să, și totuși suntem întâmplători sau nu, creștini ortodoxi, chiar dacă mai mult sau mai puțin practicanți, vreau să vă întreb care e poziția voastră în tot acest LGBT, political correctness, toată această dezbatere care văd că s-a dus foarte puternic și în zona politică, adică se întâmplă acum și se dezbate la nivelul Kamala Trump, se dezbate și la nivelul Șoșoacă Ciolacu. Cumva, adică se poziționează fiecare. Și aș vrea să vă întreb pe fiecare, aveți o vârstă, iată, scrie la Ziarul Lumina, adică vă rog frumos, domnul redactor șef de la Ziarul Lumina, ce părere aveți, domnule, despre, adică sunteți ok, sunteți, nu, înțelegeți, nu înțelegeți, sunteți de acord, unde vă poziționați? Dacă vă e frică, începem. Da. A, eu? Sau să lăsăm pe... Da, dăm voie să-ți aprind această țigăruși. Poate, deci vrei să încep tu sau... Nu, te rog. Ah, bine, ok. Ești gazda. Gazda, mă rog. Ce voi fi eu. Vă spun foarte pe scurt, deși, cum spuneam, cred puternic în Dumnezeu, nu sunt de acord cu toate canoanele, totuși cred că biserica trebuie să-și mențină linia și poziția ei pentru că așa e normal, dar aș vrea ca și statul român să acorde drepturi depline comunității LGBT. Asta este poziția mea. Poziția mea este că aceste orientări sexuale, vorbim de LGBT, nu vreau să merg la spre Q și spre aceste pisicuțe și căței care au apărut acum. Că, nu, adică acolo e prea mult pentru mine și acolo mă opresc eu. Până acolo. Deci eu mă vorbesc de clasicul și frumosul LGBT. Consider că sunt niște porniri sexuale care, cu care nu te poți lupta, cu care te-ai născut și pe care apoi ți le-ai asumat și că ar trebui să aibă, din punct de vedere al statului, drepturi depline cu ceilalți. Sunt puține drepturi pe care ei nu le au acum. Mă refer la dreptul de a se căsători și așa mai departe. Adică nu multe, nu e un și așa mai departe lung. Păi asta e, până la urmă, aici e... Totul se învârte în jurul noțiunii de familie, de a întemeia sau nu o familie și cine are dreptul sau nu să întemeieze o familie. În principiu, cred că liberalizarea orientărilor sexuale e făcută de din secolul luminilor, de 200-300 de ani. Sigur, nu neapărat în România, dar... Ce s-a liberalizat? Că nu adică mai sunt ilegale? Că nu mai sunt ilegale? Că nu mai sunt okay. Pedepsite. Și, okay. Da, dar nu, și că sunt acceptate. Nu, pentru asta se luptă ei și cred că cumva până nu sunt drepturi egale cu tine și cu mine, noi suntem trei heterosexuali, încă o dată ne cerem scuze, trei heterosexuali la aceeași masă și, da, așa, totuși, cred că lupta lor
și creează acest conflict. Că dacă ei n-ar avea ce să ceară și ce să obțină și drepturile ar fi de plin egale... Păi mie nu mi se pare că în momentul de față există persecuții legale sau persecuții stabilite prin lege împotriva unor minorități sexuale. Nu persecuții, dar n-au aceleași drepturi. Păi nu au drepturi pe care fiziologii nu le pot avea, dar în rest... Păi ce, că nu vorbim de dreptul de a face copii sau ceva. Păi nu, da. Vorbesc de dreptul de a se căsători și de a putea obține un credit împreună. Ca... Acum, știi cum... Este un drept, nu? Acum, întorcându-ne la partea asta cu canoane și cu ortodoxie, când te căsătorești, se presupune că întemeiezi o familie și îți propui să ai urmași. Câteodată nu ți se întâmplă, poate în fața lui Dumnezeu, dar în fața primarului, că sunt două tipuri de a te căsători, da? Și nu sunt, adică biserica să ține de vorbim doar de partea civilă. Da, acum. Eu așa consider, adică eu nu pot să spun, bă, biserica ar trebui să accepte, să... Nu, biserica trebuie să aibă linia ei. De-aia nu sunt supărat niciodată când biserica construiește biserici, oricât de mari ar fi. Cred că asta este scopul bisericii, să construiască lăcașe de cult din ce în ce mai interesante, mai frumos arhitectural, mai cum vor ei. Este efectiv ceea ce ei ar trebui să facă. Așa cum eu la spitale publice din bani privați încerc să fac spitale. Dar eu vorbesc de drepturile civile, că sunt plătitor de taxe, Laur. Sub aspect civil, nu, personal, nu am nicio problemă în căsătoriile între lesbiene sau între... Da, gay, între lesbiene chiar sunt cool, adică nu știu. Ce este ipocrizia noastră de bărbați. Să se căsătorească doar fetele. Deci nu am o problemă cu statutul civil de cuplu homosexual. Călin. Și după aia intru mai în ales. Primul rând, pentru că ai pomenit de biserici, vreau să subliniez că, apropo, când lucram la biroul de presă, am făcut și eu niște calcule. Sunt atâția oameni care susțin că sunt prea multe biserici. Realitatea este că dacă împarți numărul de creștini ortodoxi, vorbesc de religia noastră, la numărul de biserici iese cifra de 1500 de oameni pentru o biserică. Nu știu în câte biserici din România în cap 1500 de oameni, presupunând că ar vrea să fie toți practicanți. Sigur că nu sunt toți, dar asta spune ceva despre faptul că ar fi prea multe biserici. Asta e când e un matematician la ziarul Lumina. El face împărțirea, frate. Bun. O face, știi, adică zice, stați puțin, să vezi. Nu, iese încă bine, e bine. Da, apoi, pentru cealaltă problemă pe care ai lansat-o, eu m-am gândit la următoarea comparație și îți spun de unde am plecat, de la o chestie care a fost mult discutată, și anume deschiderea Olimpiadei de la Paris. Dacă apare un pitic pe o scenă, cred că nimeni nu e scârbit. Dacă apare se întâmplă des și nu e scârbit nimeni, adică eu de câte ori mor pe scenă, nimeni nu e scârbit, nimeni, așa zi. Dacă apare un om foarte gras, nimeni nu este scârbit. Dacă apare un om cu o dizabilitate, vezi că există jocurile paralimpice, nimeni nu este scârbit și nimeni nu protestează. Motivul profund, după părerea mea, pentru care există această atitudine absolut normală, este faptul că acești oameni nu au ales cum să fie. Cred că același lucru este valabil și pentru comunitatea LGBT. Deci de la asta trebuie pornit, de la faptul că oamenii ăștia nu au ales să fie. N-au zis, hai bă, să mă fac eu homosexual. Asta e și credința mea. Tu la orice crezi? Bă, cred că este by choice? Nu, există în momentul de față un curent în lume, ca să spun așa, în care se induce ideea că poți să fie your choice to choose the sex. Păi nu. Adică să-ți alegi la o anumită vârstă să schimbi sexul. Păi da, se încurajează doar pentru cei care au o problemă și care se simt în concordanță cu corpul lor. Adică e ok să se spună, nu la 16, ci la 25. Dar știi că există cazuri în care s-au schimbat de mai multe ori, adică au vrut să fie așa, după care au fost așa, după care au fost binari, după aia n-au fost binari, după aia non-binari, și sunt exemple celebre. Da, asta e o problemă. Hai să ne mai apropiem un pic, da. Caz, deci, revenind la biserică, toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu îi privește, așa cred eu, așa consider eu, îi privește pe toți cel puțin cu îngăduință și nu există nicio restricție oficială sau neoficială, practică,
pentru ca un homosexual, de pildă, să vină să se spovedească. În activitatea pe care o am, iată de câți ani, sunt 8 ani de când lucrez în cadrul Patriarhiei sau colaborez în momentul de față, am cunoscut, cum e și normal, foarte mulți preoți și vreau să spun că sunt altfel decât îi categorisesc cei care le spun popi și cred că sunt încremeniți în proiect. Deci am stat de vorbă cu preoți care oricând sunt dispuși să stea de vorbă cu un membru al comunității LGBT, să spună părerile lor, evident, să asculte în primul rând păsurile respectivului și nu există o rejectare, ca să zic așa, băi, cu ăștia nici nu vorbim pentru că sunt gay. Dar preoți asumați gay ați cunoscut? Nu după știința mea. Cum ar putea să fie asumați gay? Adică să spună, eu sunt preot la părintele Tanacu de la, nu știu, de la Mănăstirea Vaslui, dar sunt gay, dar cred în Jesus, în tot și gata. Bun, după nu cred că ar putea fi, că ar fi dat afară pe locări. M-am lăsat, am intrat aici, m-am călugărit, eu am gay. Stai, călugăr atunci. Călugăr, da. Călugăr, cred că ar putea fi. Adică călugăr ar putea zici, bă, m-am lăsat, sunt și eu abstinent, chiar consideră un păcat și regret foarte tare. Foarte mult, da, și m-am mutat aici. Și m-am mutat că tocmai ca să fug de... niște frați mai tineri. Să fug de sodomie. Glumesc. Bun, după cum știm, au existat niște cazuri foarte mediatizate de preoți și chiar de... am avut un episcop care a fost dovedit că avea asemenea înclinații. Acolo problema nu a fost doar înclinația, ci și comportamentul față de cei mai tineri pe care îi atrăgea în mrejele lui. Da, evident că ei au fost îndepărtați. Mai bătrânul să lăsau atrași deloc în mreje. Glumesc, că erau glumesc. Bineînțeles că au fost îndepărtați de la slujire, cum se spune, dar sunt totuși niște excepții. Asta, hai să subliniem că totuși în ortodoxie, cel puțin, chestia asta e o excepție. Bă, e o excepție, care, ceea ce la catolici, bă, la să mă ierte Dumnezeu și știm, avem probleme de la Roma, da. De ordinul zecilor de mii asta, adică, de cazuri adică la noi dovedite. Ce excepții? Nu-i definește asta. Nici pe călugări, nici pe... Adică nu-i definește, mai ales homosexualitatea. Bă, nu mi se pare că... Categoric. Este o excepție, în schimb, la catolici, bă, e o problemă reală. Problemă este reală. Problema. Probabil și din... cum e construită religia, păi da, și pentru canonul, că... care ei n-au voie să nimic, exact. Și la un moment dat refulează sau se întâmplă ceva. Pentru că Biserica Catolică a ales această cale a celibatului, sigur că probabil ca un efect secundar, să zicem așa, s-au creat mai multe cazuri în care, mult mai multe cazuri, în care preoții au păcătuit, ca să zic pe scurt. Puternic. Laurențiu, ai o fată, chiar mare, Călin, doi băieți și o fată, mari și, la, mă rog, ce obțin fata la casă și mai departe, eu, trei copii și eu, ce ați face dacă unul dintre ei, mă rog, Laurențiu, singura posibilitate, ar veni și ar spune, bă, sunt gay. Nu pisică, nu trans, nu vreau să-mi schimb sex, nu ceva, ce, bă, sunt gay și aș vrea să, uite, să am un partener, aș vrea să fac, nu știu, să... cât mai departe, să mă căsătoresc, dar nu pot, uite, în țara asta, aș vrea să fac niște lucruri. Cum ați lupta vreun pic? V-ați opune? Nu v-ați... Băi, sincer, n-aș fi bucuros, dar dacă lucrul ăsta s-ar produce la o vârstă la care aș considera că e coaptă din punct de vedere emoțional, aș respecta decizia. Copilul tău este copilul tău, punct. No matter what. Sigur, ar fi, ducând lucrurile la extrem, ar fi o problemă dacă un copil ar veni și s-ar mărturisi că e criminal. E puțin diferit. În rest, însă, părinții, socotesc eu, sunt datori să își sprijine copilul în orice fel de problemă, de ordin psihic, fizic sau emoțional. Și sigur că da, e normal să existe niște discuții, dar nu niște discuții în care... Asta e general valabil. Discuția dintre părinte și copil nu trebuie să fie în sensul în care tu încerci să-i impui punctul tău de vedere, ci să încerci în primul rând să-l înțelegi și să cauți calea cea mai bună. La urmă, mai ce vrem noi pentru copiii noștri? Să fie fericiți. Sunt fericiți dacă se rad în cap,
asta e, nu mi-ar plăcea să o văd pe fimea de pildă rasă în cap. Dar dacă ea asta mi-ar fi spus la o anumită vârstă, i-aș fi respectat decizia, cum zice și Laurențiu. Și asta e valabil pentru aproape orice, repet, exceptând cazurile de infracțiuni grave. Da. Da, nici eu n-aș fi bucuros, dar într-adevăr suportiv total și practic este și motivul, tocmai pentru că am copii și mă gândesc la acest aspect că Brudac s-ar putea ca unul dintre ei sau așa mai departe, ăsta este și motivul pentru care îmi doresc drepturi egale și îmi doresc o țară, adică asta a mea, nu să găsesc una, îmi doresc o țară cât mai deschisă și cu o populație cât mai deschisă, pentru că mă gândesc, bă, săracul ar avea o problemă, eu o consider o problemă și atunci cumva aș vrea să fie cât mai ok primit de societate, să găsească cât mai multe locuri și așa mai departe. Adică, cam cum am văzut eu că se întâmplă Miami, Los Angeles și așa mai departe, să existe comunitățile și să nu fie ele îndepărtate ușor și... Dar țin să mai spun ceva. O parte din lupta care se duce pentru drepturile LGBT, în România vorbesc, în alte țări nu mă pricep, nu sunt suficient documentat. O parte din lupta care se duce pentru drepturile lor și care de multe ori se duce de către oameni care nu aparțin comunității, le face de servicii. 100%, nu există așa ceva. Nu există, este tot acest political correctness exagerat, parcă a fost creat de niște minți malefice împotriva comunității LGBT. A zis, bă, vă împingem pe oameni atât de tare încât o să vedeți cum vă întoarce ținevul mediu. Adică se pare ceva incredibil. Și creează, bineînțeles, reacții de sens opus, reacții extreme, de tip nazist, de tip legionar, de tip... Da, e pentru lui Foucault. Adică se va lovi din partea altă la fel de put, mă rog, cu o forță aproape egal. Egal. Aproape egal. Simțiți și voi o exagerare în political correctness? Mai puțin la noi, dar o globalizarea existând și citind de afară, există niște lucruri care sunt revoltătoare. Afară, nu la noi, afară. Mie mi se pare că sunt există extremiști sau există radicalizare în ambele părți, dar pe anumite segmente. Până la urmă există fiecare dintre noi aici de la masă, sunt convins că aveți prieteni sau amici sau cunoscuți gay, asumați sau neasumați și care sunt absolut normal, cu excepția acestui lucru. Corect? Să comportă în societate. Considera anormalitate? Unii da. Nu, tu o consideri anormalitate. Eu nu. Sunt absolut normal cu această excepție. Se pare că asta e normalitate. Adică face parte din normalitate. Nu, când am vrut să spun cu excepția anormalitate, mă refeream la judecata primară în care un bărbat sau o femeie trebuie să aibă o atracție pentru celălalt sex. Asta e, de aici plecăm, asta e baza. Da, problema dar nu e normal. Adică da, problema este că din punct de vedere al educației, da, în România îți garantez că între 70-80% nu sunt de acord cu asta. Homofobia e la modă, da, e puternică încă la noi. Păi, atunci și procesul de educație trebuie desfășurat din două direcții. Și din dinspre minoritatea LGBT și dinspre majoritatea care să chinuie, să-și convingă semenică și ceilalți trebuie acceptați ca atare. Trebuie acceptați ca atare, da. Eu, pentru că îi consider din... Normal. Ironia face că acest termen de corectitudine politică nu este asumat de nimeni. El a apărut, circulă, se duc bătălii în numele acestei așa zise corectitudini politice, care, în paranteză, fie zis, la fel ca ce spuneam mai înainte, face serioase deservicii celor care sunt așa zis apărați, tocmai prin felul excesiv în care este practicată și propovăduită. Dar nu și-o asumă nimeni. Nimeni nu zice, băi, eu consider că e așa trebuie să fie. Dar se comportă ca atare. Oricum, așa zisa corectitudine politică, pentru că nu este o corectitudine, privește mult mai mult decât zona LGBT. De pildă, știm foarte bine... Incluziunea totală, de rasă, de gen, deci, de tot. Faptul că n-ai voie să spui despre un negru că e negru, sunt doi boxeri în ring și tu zici, eu țin cu ăla. Care? Ăla negru. Cum să spui negru? Ăla cu tricou roșu.
Da? Deci da, da. Asta sunt niște absurdități. Da? De multe ori tot pielea. Cauți la ăștia, la pantalonași. Deci, insistând pe asemenea, până la urmă, tu care propovăduiești corectitudinea politică, de fapt, tu ești cel care discriminează. Este absolut normal să-i spui unui om care e galben la piele că e galben și unuia care e alb că e alb și unuia care e negru că este negru. Și așa mai departe. Sunt foarte multe modalitățile de exprimare. La un moment dat a existat la... Și rasismul vine și din faptul că dacă îi spuneai albul, e alb, era ok. Că dacă tu spune, bă, nu-i definit după culoare. Dar când îi spui albul, e alb, e mult mai ok. Nu stare nimeni. Codine, există un rasism și invers. Adică gringo, gălbejiții și nu știu ce. Există în comunitatea în care... La un moment dat, în anii 90... Majoritățile sunt altfel create, scuze. A existat nicio problemă. Exista la Consiliul Europei o recomandare, e adevărat că era recomandare, nu era regulă obligatorie, să nu se mai folosească termenii de doamnă, domnișoară, domn. Ci dacă e senator, senator, dacă e deputat, deputat, fără gen, fără sex, fără așa. Ceea ce ăstora care suntem mai bătrâni, ne-a adus aminte de legea adresării a lui Ceaușescu, care nu mai vroia cu domn și doamnă, ci doar cu tovară și tovarășă. Genul ăsta de absurdități sunt cele care, repet, de fapt discriminează, pretinzând că luptă împotriva discriminării. E un political correctness ăsta dus în extrem, se întâmplă în Spania, nu știu dacă știți, adică Spania este la nivel de California, nu de America, la nivelul ăsta de exagerări sunt și mi le mai povestește prietenul Jesus del Cero, care și el este un militant pentru drepturile LGBT, dar speriat de ce se întâmplă în Spania, știi, și aproape că ușor o să-l arunce în tabăra cealaltă. La ei se întâmplă asta deja, Căline, nu este recomandat să spui seniorita. Adică, domnule și doamnă poți, dar nu și domnișoară, că cumva presupui tu statutul marital și statutul, adică așa, și i s-a întâmplat unui domn mai în vârstă din televiziune, un realizator TV, care a spus uneia domnișoară, aia a făcut o criză acolo, a zis, cum vă permiteți, cum ați presupus noastră că sunt eu domnișoară, nu că s-ar fi considerat domn, ci pur și simplu că asta, că de ce domnișoară, și a fost o încercare. Ce program aveți diseară? Da, ce program aveți diseară? Adică n-a fost. Așa, ideea este că a fost aproape cancelat acel domn în vârstă respectabil, care își făcea emisiunea TV. Mă mut la microfonul cu Kaufland, pentru că v-am promis și vreau să vă spun ceva. Kaufland pune la bătaie 5 BMW-uri seria 3. În ce fel? Am mai făcut-o acum 2 ani, eu cu ei, tot cu un BMW. De data asta se sărbătoresc 5 ani de Kaufland Card. Și dacă faceți cumpărături de peste 50 de lei, puteți intra la Kaufland, bineînțeles, puteți intra într-un race, într-o această competiție, să câștigați una din aceste mașini. Stai să vă mai dau niște detalii. Deci, în felul următor. O tombolă, mergeți la cumpărături la Kaufland, cumpărați cumva de minim 50 de lei, scanați cardul Kaufland și veți intra automat în tragerea la sorți. Deci nu trebuie să faceți mare lucru. Dacă sunteți deja și sunteți clienți Kaufland și sunteți posesori de card, probabil de 5 ani, intrați automat la orice cumpărături peste 50 de lei. Come on, e ok. Mai sunt puse în joc așa, multi-cookers, ceva care... pentru mine nu, dar sigur multe gospodine se folosesc, vouchere de 500 și 100 de lei, asta îmi plac și mie, dar și produse gratuite, adică sunt multe alte lucruri în tombola asta. Intrați pe site-ul campaniei kaufland.ro/5ani și veți afla toate detaliile acestui super concurs și sărbătorește 5 ani de lucruri bune cu Kaufland Card. O să vedeți și pe ecran informații. Eu le mulțumesc Kaufland că împreună construim un spital. Mă întorc la podcast. Suntem încă în rec. M-a certat Ioana, oameni buni, că a zis că am zis de Kaufland că dacă se înțelege că dacă ai card de 5 ani, nu frate, și dacă ai card de oricând, poți să-ți faci card mâine. 5 secunde. Ce? Dacă l-ai de 5 dar secunde. Dar l-ai de 5 secunde, deci îți faci Kaufland card mâine. Ei sărbătorești 5 ani, dar dacă îți faci Kaufland card mâine și cumperi de peste 50 de lei și scanezi aia, intri în tombola asta. 5 BMW-uri, e groasă. Băi, cu tine că te-am prins la mijloc și ai vorbit de Spania. Tu te duci mai la corida. Nu, dar nu este e opțiune personală. Deci, o pot să înțeleg. Valabilă adică, și pentru mine.
Este opțiune personală. Adică ca să știi și uite, vorbesc acum iar alt subiect, uite, hai să trecem până ele. Ideea este că trecem mai multe subiecte, vă rugăm să ne scrieți ce adică subiecte. Adică n-ai vrea să asisti la moartea programată a unui animal. Da, imediat, explic, dar să spuneam oamenilor că dacă vreți alte subiecte să le dezbatem, vă rog să le treceți acolo. O să trecem până câteva în seara asta și spre final o să vorbim și despre invitați, pe cine ar trebui să chemăm, pe cine vreți voi, deja scrie și voi pe cine v-ați dori. Mi se pare un subiect bun și este exact ca vânătoarea. O respect, respect vânătorii, îi înțeleg, sunt carnivor și mănânc carne și nu pot să fiu ipocrit să spun, bă, să nu se mai întâmple vânători, să omorâm doar 4.000 de porci pe zi programat cu o ghilotină. Adică nu, nu mi se pare o problemă. Vânătoarea nu îmi face pur și simplu plăcere să mă duc acolo. Și la Taur la fel. Adică înțeleg, bănuiesc că apropo de food waste, că e foarte la modă acest subiect food waste, bănuiesc că Taurul acela... Carna îi se folosește în întregime, se întâmplă lucruri, nu se aruncă, nu se întâmplă nimic, dacă tot mâncăm carne. Bine, okay? Corida are o problemă. Problema, după părerea mea, nu este că atât faptul că este omorât un taur, ci faptul că este chinuit înainte de a fi omorât. Da? Deci se înfig numeroase... Eu știu, dar nu știu. Adică ideea este următoarea. De ce nu considerăm că este un chin și vânătoarea? Pentru că nu toată lumea pocnește leu, porcul mistreț și nu știu ce se mai vânează între ochi. Îi mai dă la picior, la mai scapă. Adică cum, știi ce zic? Nici acolo nu poți să știi. Tragi cu nu știu câte alice. Aia, uite, de exemplu, nu știu dacă știi, ești vânător la oricât te da. Simți. Ești. Așa, pescar știu că ești, dar... N-am fost de mult la vânătoare, dar sunt, hai să zic. Așa. De exemplu, nu știu dacă știi, Laura, de-aia mă uit la tine, că la rață, rățoi și așa mai departe, există această practică că dacă îl lovești și nu reușești să-l omori din aer, de multe ori el plonjează către apă și se ține cu ciocul decât o rădăcină și de multe ori moare acolo doar să nu iasă la suprafață și se blochează cumva acolo în mâl și nu știu, adică un alt fel de chine, dai seama că ăla simte că tu ești jos și cu barca și așa și ăla stă acolo încercând să... Așa e, Codina, dar există și o, să zic, etică vânătorească și etica asta impune căutarea vânatului rănit de către vânătorul care era rănit până... Dar nu se știe. Să zicem că e mai ușor de urmărit un mistreț sau nu știu ce, dar la vânătoarea de baltă, în principiu, ar trebui să fie niște câini ai vânătorului care să-i aducă rățoiul ăla căzut acolo mort, ca să zic așa. Da, dar oricum, ideea este că voi vânători nu reușiți. De-aia spun că există un chin și acolo. Îi vin gonaci, îi spărie. Codine, in extenso, 1.000.000 de familii din România taie porcul de Crăciun în gospodăria proprie. Taie cu cuțitul, fără să-l mai asomeze și la revedere. Că nu sunt ipocrit, sunt de acord cu vânătoarea. Pot să fiu de acord și cu corida. Adică, în sensul în care acel chin, cred că este unul în care, mai ales că este de multe ori, știu cum mai sunt și alții pe lângă care mai fac niște lucruri, dar ar reprezenta bestie versus om și se întâmplă într-un număr de minute care poate să fie, habar n-am, rezonabil. Deci nu am am o mult mai mare problemă cu toate animalele din captivitate decât cu vânătorile, mi se pare mai rele coridele un pic, dar aia e. Dar am mai multă problemă cu animale din captivitate. Adică eu la grădina zoologică în România n-am mai fost de când eram de zeci de ani și nu mi-am dus copiii. La grădina zoologică, da, corect. Pentru că mi se pare acolo ceva îngrozitor. Da, e tristețe mare. Adică, băi, este ceva. Adică oricând scoate un elefant de acolo sau pe care chinuiți cu lanțurile alea, adică... Deci ești de acord cu faptul că s-au scos dresurile de animale de la circ? Da, dresurile de animale de la circ, sunt de acord. Sunt extrem de ipocrit și dacă aș face film despre viața lui Nuțu Cămătaru, aș căuta niște lei dresați. Adică, știi cum, sunt de acord până când trebuie să-mi servească mie unui film și atunci să căutăm niște lei dresați. Ce? Pentru că ai zis de film. Spune-ne cum merg filmările și, bineînțeles, spune-ne ce s-a întâmplat
neplăcut. Nu, vă povestesc și despre cursa. Am citit și noi, am auzit, dar nu te-am sunat, că am zis că... Vă povestesc și despre cursa. Ideea este că voiam să spun că să termin asta cu așa, mi se pare că animale în captivitate e o problemă mare, o problemă mare pe care o are România, că nu avem fonduri să facem grădini zoologice așa, și mă uit în cameră și mă adresez primăriei generale și tuturor celor care ar putea să facă ceva cu această grădină zoologică de la Băneasa și să găsim undeva un spațiu și să poată deveni un centru pe care întâi, în care întâi investim și apoi să se autosustină. Adică cred că ar putea deveni și ceva interesant. Avem nevoie de atracții, nu avem multe. Uite, de câte ori fac unii ceva cum e Destiny Park și nu știu ce, să omoară copiii, să călcă în picioare, să fie acolo. Poate ar trebui să găsim o soluție. Deci, practic, vorbim despre desfințarea cuștilor și înlocuirea lor, așa cum e în marile grădini zoologice. Spații cât mai mari. Cu spații împrejmuite, firește, dar în care animalul e într-o semi-libertate. Da. Ar fi tare să facem și noi niște lucruri mișto cu grădinile astea zoologice, măcar să nu mai există această... Băi, orice schimb. Se pare mai mare decât la coridă. Mai mare decât la coridă. E o mare bătălie pe terenurile aferente, pe pădurea Băneasa. Au existat intenții de a lărgi, în primul rând, arealul, pentru că, evident, fără asta nu poți să creezi acele spații de semi-libertate, dar... Nu cred că poate vedea. Nu acolo. Poate nu acolo. Eu poate mă gândesc că nu știu, cred că se poate acolo. E greu. Ce trebuie să defrișezi pădurea, adică intri dintr-un rău în alt rău. Dar poate în altă parte, între București și Ploiești, să găsești un spațiu din ăsta uriaș, vast, să faci o grădină zoologică care să merite să conduci 30 de minute până acolo din oricare parte a Bucureștiului sau din centru și nu știu ce, să conducă și aia despre Ploiești. Adică, bă, poți să faci ceva uriaș, ceva, mă rog. Că m-ați întrebat despre cursa, vreau să vă povestesc câteva lucruri interesante și în premieră. Da, pe scurt, filmul Cursa. Fac un film, suntem mai mulți producători, nu sunt eu principalul, bani foarte mulți, cel mai scump film românesc independent de până acum, am ajuns la 4 milioane buget în still counting. Nu mai mașini sau niște mai... Păi da, sau mai avem și niște probleme cu niște mașini. Și intru în subiect să vă spun despre cum, ce accidente au fost, cum am distrus un Lamborghini STO care, mă rog, e scump și rar, dar înainte să intru în subiect vreau să vă povestesc ceva ce am aflat ieri. Noi, pentru că mai avem niște zile de filmat, căutăm un alt Lamborghini STO și am găsit, sunt câteva, pentru că sunt doar 700 lume, normal că sunt 500 în România, și am mai găsit în România, da? Sunt 700 lume, atenție, în România multe. Am mai găsit și un domn, nu am libertatea să-i dau numele, dacă urmărește, la un moment dat s-ar putea să pot să-l dau, un domn a fost de acord să ne închirieze acest Lamborghini STO pentru restul zilelor de filmare și toți banii donează la spitale publice în bani privați. Wow, nu-l cunosc, nu l-am cunoscut, nu l-am văzut, pur și simplu a sunat cineva de la producție ieri și a zis dați-ne un cont să dăm niște bani. În mijlocul producției Cursa, zic, bă, ce se întâmplă? Ce zic tare, dar trebuie să dăm niște bani mulți, destul de mulți. Și am zis, bă, dar ce se întâmplă? Adică chiar nu mai avem noi Cursa, mai vreți să faci și donații acum. Zic, stați o secundă, că suntem în pom și pe în aer. Și a zis, da, trebuie să facem o donație pentru că un om a zis că ne închiriază, a stabilit suma e destul de mare, dar a zis să o dăm ție pe toată. Mi s-a părut tare, așa, asta e, tare. Am zis-o așa foarte în premieră, adică bă, un om care a zis, bă, pe mine nu mă interesează, eu mașina vreau să aveți grijă, dacă vi se întâmplă ceva, dacă îi faceți iar daună totală, o cumpărați, nu e problemă, de închiriat vă închiriez, dar banii voștri n-am nevoie de... Dar Cursa e programat să ajungă în săli... Octombrie 2025. Anul viitor, peste fix un an. Peste fix un an, da, chiar un an și o lună. Și sunteți în grafic? Cu ce? Cu asta, da, n-am avut problemă, da. Le terminăm filmările în luna asta, în septembrie, cred că pe 29 sau ceva, e ultima zi de filmare. E foarte interesant și este o provocare, o să vă vorbesc și despre accident și despre tot felul de nenorociri ce s-a mai întâmplat pe acolo, dar mi se pare foarte interesant că este un... Facem un fel de Fast and Furious. Mm-hmm. Adică
Ce să zic? Hai să zicem Fast and Furious 1. Noi ne-am raportat la ăla. Da, modest așa, Fast and Furious 1, da. E, ne-am raportat la acolo și pentru că acolo erau niște curse ilegale și ei, mașinile încă nu zburau cu avioanele, cu nu știu ce, peste tancuri și nu făceau chestiile pe care le fac acum. Deci, din punctul ăsta de vedere, și facem un film, din punctul meu de vedere, senzațional. Dar mi-e teamă că pe de o parte cresc așteptările, spunând de bugete și așa mai departe, și toată lumea zice, mamă, vine cursa, frate, milioane, multe milioane, așa, și se va compara cu, na, cu filmele americane. Și nu știu dacă suntem chiar, adică sunt îndoit între a povesti despre film și a chema lumea la cinema, veniți că e groasă, și versus, bă, hai să ne... Da, de comparat, ai vrea să te compari oricum. Păi da, n-am scăpare, că oricum o să zică, bă, e un căcat față de Fast and Furious 1. Fast and Furious 1 a costat 35 de milioane de dolari și a fost făcut acum, cât băieți, cred că 10, 12, ceva, nu? Ani, mulți. Nu, și mai mulți? Mai mulți. Cât a încasat? Bă, enorm, nu știu, abar. Ideea este că a fost făcut cu 35 milioane dolari. Bine, și care acum, zi la ori, cât ar fi 35 de... Adică cât ar valora acum? Triplu, 70? Triplu. At least double. Da, at least, adică at least să fim așa, da. At least double, da? Deci, 2,5, 250%. Adică el a făcut cu 70 azi în 2025 și eu cu 4. Am o curiozitate. Tu ești 100% convins, sau... Tu ești convins că absolut toate mașinile alea din Fast and Furious erau for real? Adică erau originale? Pentru că există, știm cu toții, nu știu, există în Anglia, poate să spună un motor de Logan pe o... Dacă vrei, pe o din asta de... Pot să spun, de, pot știu, să ce spun care este practica. Practica este următoarea. Când se fac filme cu mașini foarte scumpe, da, cum am făcut noi, se vine să spune așa, avem o cursă în care personajul principal are un Pagani Zonda. Ei fac 10 Pagani Zonda false, dar la Pagani Zonda cumva, adică împreună cu ei fac 10 fake-uri de Pagani Zonda pe care ei spun, bă, pe patru oficiali le aruncăm în aer, adică da, avem o scenă în care el se distruge la final și așa, pe 6 avem de rezervă în caz că se întâmplă ceva și se strică, adică cam așa se lucrează în Fast and Furious 1. Cred că au fost originale pentru că erau mai niște mașini japoneze ușor tunabile, niște Nissan, Skyline-uri, niște, adică nu cred că merita să facă ei 7 replici. Știi, înțelegi ce zic, dar cam așa se lucrează. Dacă o mașină foarte scumpă, se fac 3-4 replici și le au și în cazul în care se întâmplă ceva, și în cazul în care nu știu ce. Voi pe economie n-ați făcut nicio replică, frate. N-am făcut, dar de exemplu avem două BMW-uri care se bat, se înfruntă cu acest Lamborghini STO. Un E46 și după aia proprietarul E46 trece la faimosul ursuleț. Da. Din E46 am avut 3, din ursuleț 3. Făcute la fel. Originale, că nu, era mai... cum să faci o replică? Adică l-am luat pe alea, le-am refăcut, dar am avut... Deci acolo unde ne-am permis, am făcut și noi asta. Da, dar voi n-ați bușit ursulețul. S-au mai întâmplat și lucruri și cu ursulețul, chiar interesant aș putea să spun, și asta este una dintre ideile pe care o să le lasez aici. Asta chiar n-am mai spus nicăieri, vreau să fac o ediție cu absolut tot ce s-a întâmplat, cu toate cadrele, toate accidentele, toate nenorocirile, tot ce s-a întâmplat, și să dureze 2-3 minute și să le dau la finalul filmului atunci când trece genericul. Genericul să treacă pe o treime de ecran și pe două treimi să arăt toate accidentele care s-au întâmplat pe bune și toate cascadorile și să arăt niște chestii pe care apoi... Nu e neapărat original, dar e frumos. Nu știu dacă s-a mai întâmplat, să spun acum eu până la capăt ideea să o duc și să spui tu dacă s-a mai întâmplat, acest format de film să nu fie niciodată văzut în altă parte decât în cinema. Adică să anunț, salut... Pe orice streaming vreodată, pe orice post TV, veți vedea doar generic. Nu veți vedea niciodată accidentele pe bune, niciodată în altă parte. O să mă lupt să le dau jos de pe net dacă vor fi filmate în sală, o să rog lumea să nu le filmeze. Adică să spun, bă, uite, premium pentru cel care cumpără bilet la cinema, pentru ce există un
un conținut de două minute pe care vi-l dau doar vouă. Asta am zis, că n-am mai fost. Băi, eu sunt surprins că încă că nu au apărut încă astea recente, cu, de acum două săptămâni sau când s-a întâmplat nebunia. Ce te referi că n-au apărut? Imagini pe, de la accident. De la accident pe YouTube, nu, dar filmarea sau ceva de genul ăsta. Păi le avem noi și le ținem bine. Asta, păi, adică, și eu mă mir că totuși echipa e mare. Adică cei care dețin imaginile. Să zic serioase sau care... Dar e și serioasă și mare. Și atunci, cumva, deținători de imagini de accidente de-astea for real sunt, cum să spun, câțiva zeci, probabil. Pentru că 20-30 de oameni. Și totuși toți sunt de încredere și fac chestia asta. Codin, no offense, dar... None taken. Nu vreau să spun eu că... Existau niște doritori a doua zi după ce au aflat care au răscolit internetul în căutare de imagini. Există așa ceva și Pro și Antena și toată lumea vrea asta, să vorbiți de posturile mari, nu mai zic de... Da, le țin bine. Ideea este că aș vrea să vă spun, nu este o scuză, dar noi am lucrat cu niște echipe extrem de profi pe toate departamentele, astea de cascade. Practic cele mai importante două departamente au fost stanți, cascadori, cu care am luat pe cei mai buni și cei mai scumpi din România. Și puțin, împinge și ce vrei? Ah, scump era, gata. Așa și picture vehicle, cei care ne-au făcut mașinile și care le-au făcut să facă chestii, știi că nu e doar... nu e doar despre o mașină, ci mașina trebuie construită în anumit fel, trebuie ramforsată în anumit fel ca cascadorul să nu moară și așa mai departe. Hai să vă arăt două chestii pe care vi le pot arăta, nu știu dacă o să le montez, nu le voi monta aici în acest, deci îmi pare rău, mă uit la voi, eu să le arăt doar lor. Le arăt două accidente programate. Deci accidente care vor fi în film. Nu pot să vi le pun pentru că dacă vi le pun aici o să le vedeți filmate cu telefonul și o să ziceți că e o mizerie și așa. Deci în film vor arăta extraordinar. Accident programat. Da. Adică looking, zic eu, bă. Wow. Se întâmplă lucruri, adică... Bă, dar asigurat, v-au asigurat companiile de asigurări? Cineva din producătoarea generală are și un sediu la Londra și a ales să meargă cu Londra. Ne-ar fi asigurat și români. Cred că și prietenii mei de la Allianz ar fi făcut-o. O să vedem dacă a fost o alegere bună în Londra. Hai să-ți arăt alt accident întâmplat în pasajul ăsta de la... pasajul de sub Piața Victoriei. Foarte tare. Asta zic, adică avem niște lucruri. Pasajul, știi, Căline, că locuiești exact acolo. Adică am avut genul ăsta de lucruri și accidentul s-a întâmplat la o seară oarecare. Adică pur și simplu la niște manevre extrem, asta e, ceasul rău, vineri 13, marți, 7 ceasuri rele, toate astea. Încercăm să facem... să facem o chestie bună din asta și să aducem mai multă lume în cinema cu această idee pe care am avut. Am zis, bă, hai să dăm toate accidentele, tot ce s-a întâmplat și cu explicații și cu chestii și cu așa, să le dăm în 2-3 minute de conținut la Cinema Only, la final, cu genericul. Le scoatem apoi. Am remarcat în comentariile care au fost la relatarea despre accident faptul că n-a fost considerat un accident rutier, ci un accident de muncă și mi se pare ceva mișto chestia asta. Accident de muncă, 100%. Gândește că era un set închis. Am închis porțiuni din București în fiecare seară, diferite porțiuni. Le-am închis atât cu primăria, cât și cu poliția, cât și cu oameni care blocau toate străduțele adiacente în care s-ar fi putut intra pe ceea ce noi nu aveam un set închis. Era un set de cinema ca fie, adică nu erau, noi nu mergeam pe stradă, ci eram pe set. Costat scump toată chestia asta, nu vă sfătuiesc să o faceți. Și noi antrenamente pentru seriile respective am făcut un an și jumătate. Mă rog, nu vă imaginați că o an și jumătate în fiecare zi, ci am făcut undeva acum un an și puțin, am luat o platformă și acolo două săptămâni s-au antrenat cascadorii împreună cu directorii de fotografie, adică, că n-aș vrea să zic operatori, dar cei care filmează, da? Și practic au făcut acest dans
care după aia s-a refăcut cu ceva timp, cu cred că o săptămână înainte de începerea filmărilor, s-a luat pentru 10 zile sau ceva traseul de la Dâncata și s-a refăcut, deci ne-am mai antrenat încă o dată. Cei care au fost răniți sunt ok, da? Da, ceva timp, da, am avut un noroc extraordinar, adică au fost doi cascadori, cei aflați în STO. Și un operator. Și un operator aflat în camera carul care a venit peste el. Și camera carul a venit peste STO, a ieșit în decor și s-a și răsturnat. Și atunci a fost o problemă și acolo, dar bă, toată lumea bine. Eu nu eram pe set când s-a întâmplat. Eram acasă și când am fugit direct la spital. N-am ajuns niciodată pe acel set. N-am ajuns niciodată să văd mașinile în seara respectivă. Am fugit direct la spital. Am intrat acolo în legătură cu medicii care se ocupau de caz. Foarte, mă rog, e vorba de spitalul ăsta municipal, universitarul. Universitar, municipal. Care, s-a comportat impecabil. Toată lumea de acolo și am stat până s-au făcut toate CT-urile, toate nu știu ce, că până când am auzit că ultima investigație, că le-au dat drumul în seara aia tuturor, am stat la toate investigațiile. Mulțumesc Dumnezeu că a fost bine. Eu la spitalul universitar am renovat cantina și ne apucăm de chirurgia anul ăsta, adică sunt fost foarte... Te știe lumea. Nu, dar nu, stai, hai, că n-aș vrea să mă gândesc că a fost așa. Gândește-te că medicii aia și tot au reacționat pe loc, noi aveam și ambulanță, totul era, adică aveam și ambulanță la locul faptei, ca să zic așa, iar eu când am ajuns acolo și când m-am apucat eu să văd pe cine să sună, era totul, erau ei în traseră la CT-urile alea, adică chiar nu pot să zic așa, dar este un spital în care am investit și mai investim. Acum facem, renovăm la domnul doctor, la doctor Badiu. Da. Nu întâmplător te-am întrebat de povestea cu filmarea și cu accidentul de la filmare, mă rog, în urmă cu mulți ani, și cu de ce nu folosiți mașini fake-uri. În urmă cu mulți ani, regretatul Valeriu Lazarov a produs prima telenovelă românească la Antena 1. La Pro TV se mai produseze, dar la Antena 1, nu știu, cred că s-a numit, dacă mi-am bine de aminte, Secretul Mariei. Personajul principal era interpretat de Ioan Isaiu, care trebuia să fie accesorizat cu niște ceasuri scumpe, niște brățări, ceva. Mă rog. Domnul Lazarov avea o relație la o bijuterie din oraș, poți să-i dau numele? Da, sigur. No. Mă rog, Micri Gold. La vremare... Mai fi? Nu știu. Știu că... Știam și eu, da. Da. Importau pe vremea aia bulgarii, mă rog, ceasuri și bijuterii. Da, da. Cert e că, la un moment dat, actorul Ioan Isaiu avea, să zic așa, recuzita, ceasul și brățara și nu mai știu ce, într-o borsetă pe care a uitat-o într-un taxi. Da. Trebuia să ajungă la filmări. Lazarov i-a zis, unde e ceasul? Bă, nu e ceasul, nu e brățara, mă rog. Nu era ceva de genul 80.000 de euro. Oh. Da, mă rog, ok. Așa, de asta am zis, pentru că m-a sunat instantaneu, domnul Ionete, avem o problemă. Eu am înnebunit, zic, domnule, aveam eu supplier, de ce aveți Rolex, ce vă trebuia, de ce cu mic? Fake. Da, păi normal că fake. Domne, nu, eu nu filmez doar pe original. Și... Cine stabilească? Lazarov? Normal că era capul de production. Nu știu, da. Da, asta a fost o întâmplare. La final am reglat-o din... Am reglat-o din publicitate, dar i-au mai dat ea de la Micri Gold, dar ceas care era original, pe care nu l-am mai uitat Ioan Isaiu în borsetă într-un taxi, dar cu care Lazarov a filmat. Trebuie să explicăm unul la mână. Da, se filmează cu fake-uri dacă ai nevoie de Rolex, pentru că sunt fake-urile atât de bine făcute încât nu are rost să iei originale. Să... Da, că da, ai lovituri, ai scene în care te tăvălești pe jos, se întâmplă lucruri. Deci se filmează cu fake-uri și unul la mână și doi la mână, chiar și acele fake-uri, pentru că sunt racori și trebuie să le cauți. Anumite inele nu le găsești la felul și... ți le iau costumele pe loc. Adică nu poți să pleci cu ele. E, mă rog, poate că era o perioadă mai romantică de la televiziune. Da, da, și da, ți le iau costumele pe loc și ți le țin acolo și le găsești din nou pe set când te duci. Da, e o procedură din asta de a... E, ulterior, după aia s-a mers pe tot ce însemna bijuterie. Pe asta era mai... Da, doamne, dai seama cum ar fi să...
Într-un taxi s-au pierdut? Într-un taxi l-au uitat, da. Taximetristul nu l-a mai... Adică nu s-a mai găsit borsă, dar nu știu. Bun, vreau să trecem la un subiect pe care vreau să-l discut cu voi. Pe cine ați vrea să invităm? Și în ce formulă? Adică, că oricum o să fim tot formulă de doi, invitatul va fi la mijloc aici unde stau eu, și doi, că sunteți doar voi doi, că sunt eu cu alt. Pe cine ați vrea să invităm? Am făcut, eu vă spun că mi-aș dori să invităm pe candidații la președinție. Am făcut-o cu candidații la primărie și la, mă rog, la primăria mare a invitat, cred că pe toți, la sectorul 1-2, cei mai relevanți. Am invitat cât de mulți am putut. Oricum au fost niște probleme atunci extraordinar. Am sunat telefonul, dom'le, dar de, pe noi de ce nu? M-a sunat un domn dintr-un mic orășel, zi-mi orășelul ăla de lângă Pitești, care e cunoscut cu luminițele. Da, Mioveni, nu știu. Da, de la Mioveni. Dar bă, de la Mioveni, de ce nu? Zic, dom'le, nu, vă rog eu mult de tot, n-avem timp. Dom'le, la... Stai, bă, oraș important, se produce Dacia acolo. Se produce Dacia la Mioveni, corect. Ideea este că noi nu le-am făcut și mulți înțelegeau și mi-a plăcut chestia asta, că mă sunau și au, hei, știți, uite, primarul de la Mioveni ar vrea să... Zic, nu le facem plătite. A, înțeleg. Și atunci, efectiv, oamenii înțelegeau că nefiind plătite, gen, bă, deci timp n-aveți, vreți și voi pe aia mari, pe aia... Pentru care se uită lumea. Oricum au fost din punct de vedere al cifrelor mult mai joase decât podcasturile cu Delia și cu... Băi, asta e un efort. E un efort important. Candidații ar trebui să înțeleagă că e în folosul lor, pentru că, în opinia mea, ating targeturi pe care altfel nu le-ar atinge sau își pot trimite mesajele către oameni pe care alminte lui prind cu mesajele pe care le transmit într-o parte sau alta, sau mesaje care sunt de obicei, nu că prin natura faptului sunt pro-domo, dar sunt și exagerate pro-domo, și oamenii apreciază, cred eu, apreciază limbajul mai colocvial și întorsăturile pe care le poate lua o discuție. Sunt canalele. Adică canalele astea, pentru că la noi canalul ăsta de YouTube funcționează cum funcționează, nu avem foarte mulți abonați. Apropo, apăsați și voi subscribe ăla. Nu avem foarte mulți abonați, avem vreo 150.000, dar bucățele din această emisiune le tăiem și le punem pe TikTok, Facebook, Instagram, și acolo ajung și la niște cifre extraordinare. Milioane de vizualizări. Să știi că există un... socotesc... recul democratic. La ultimele alegeri, de la povestea cu, mă rog, Viorica Dăncilă versus Iohannis, nu a mai existat nicio confruntare între Ciaciun și în turul 2 la prezidențiale în România, care personal mi se pare un recul democratic. Cred că Doru Bușcu a scris la un moment dat în Cațavenci pe subiectul ăsta, a scris un editorial, și candidații sunt din ce în ce mai, să spun așa, mai reticenți în a se prezenta face-to-face cu cel pe care îl înfruntă. Pentru că nu sunt sigur pe ei. Nu sunt sigur pe ei, dar pe atunci alegem puțin în necunoștință de cauză. Pe de o parte, pe de altă parte, știi cum, sunt aliați astăzi și s-ar putea să fie și după alegeri. Nu, adică... Ideea care cred eu, e văzut că se prezintă pe rând, așa zic eu, în diverse emisiuni. Da. Dar ei nu o fac într-o confruntare directă între ei. Da, asta ziceam. Da. Și cred că asta se întâmplă pentru că pot, pentru că pur și simplu e dreptul lor să accepte sau nu poate să-i oblige nimeni, și pentru că n-am avut nimic atât de strâns. Adică acum Trump cu Kamala s-au întâlnit pentru că e strâns. Dacă Trump era 2X, Kamala zicea, te pup, eu fac TikTok-urile mele, mă duc la raliurile mele, țip, ce am eu de căutat cu tine, să eu nu pot decât să pierd acolo. Adică nu pot, adică da, cumva înțeleg, dar... un calcul. De aceea spun că ar trebui să apară doi candidați la fel de puternici. Și atunci amândoi se uită unul la altul, zic că hai mă să ne întâlnim, să ne măsurăm. Bine, acum tu te gândești strict la... la președinție, dar la orice. Adică gândește la un colegiu electoral în care doi candidați, să știi dinainte că sunt mai puternici, nu numai atât, dar aduceți-vă aminte de anii 90, când pentru prezidențiale erau emisiuni TV în care erau 7 candidați și erau extrem de interesante. Ei nu mai practică asta din două motive. Unul,
amândouă îi implică nesiguranța. Nesiguranța că vor face față unor întrebări din partea cealaltă, dar în același timp nesiguranța că în felul ăsta vor reuși să cucerească alți alegători. Pentru că acești candidați toți mizează pe ceea ce se cheamă bazinul electoral. Lasă-vă că noi avem pe ai noștri care votează oricum de 34 de ani. Mai stau eu să mai fur candidați de la altul. N-am nevoie. Unii da, unii nu. Adică uitați-vă ce s-a întâmplat. Gabriela Firea își dorea o confruntare cu Nicușor, când simțea. Absolut. Deci toți care au fost contenderii, întotdeauna își doresc. De ce nu iese, domne, primarul? Primarul zicea, bă, sunt bine. Și e păcat că această înfruntare nu s-a întâmplat. Ce se poate întâmpla? Maxim să mai, adică să mai se întâmple ceva, o bâlbă, o ceva și să mai pierd niște procente, că sunt atât de sus încât eu, the only way is down pentru mine. Adică cumva înțeleg că e strategie, tot timpul strategie. Eu nu pot să mă suport sau să mă plâng când e vorba de strategie. De obicei, favoritul, ca să zic așa, nu merge, hai să mă... E ca și cum i-ar da o șansă... Tabos. Celuilalt. În schimb și până la urmă ne raportăm la ceilalți, la cei care așteaptă confruntarea. Cei mai doritori sunt sunt doritori ăia, contenderii ăia, numărul 2, ultimul. Corect, și așa corect. Mai departe, ăia vor confruntări. Corect, dar în același timp și cei care vor avea de ales între X, Y și Z ar vrea să-i cunoască mai bine pe X și Y și 100%, Z. 100% noi ne dorim sub formă de confruntare. Nu se poate măcar one by one să-i avem într-o emisiune. Nu, mă și gândeam acum să fii la mijloc și să ai aici X și Y, dar doi din ăștia revenind la invitați. Nu, stai o secundă, să lansez una. Cât, uite, ești Marcel Ciolacu, îți dorești... Dacă e acolo lângă tine, cât de cât, nu mai vorbesc acum că e de distanță, să te vezi cu doamna Ivanovici Ioșoacă, păi... că nu știu dacă ți-o dore, adică femeia țipă, nu a pus să vorbești, bă, n-a pus să vorbești și s-ar putea să, nu știu, să te fugărească cu vreo poșetă, că nici nu știi ce să faci, e cea mai grea confruntare cu femeia, că nu știi ce să faci, cum faci, orice îi faci e rău, dacă... repostezi, o pocnești, e rău, mie, în România nu, s-ar putea să ieși. Dar e rău, dacă fugi, e rău, bă, a fugit. Cum, ce faci? Bă, cel mai îngrozitor. Da, e îngrozitor. Cel mai nasol este că nici nu se pot negocia niște reguli, că dacă s-ar putea negocia niște reguli pe care să le respecte și Șoșoacă, nu știu, reguli, vorbești tu minut, trei minute, mă rog, da. Și așa mai departe, ar mai fi cum ar fi, că, pentru că la... Acum, da, înțelegi și pe ea de ce n-ar respecta cumva, că ea este o femeie inteligentă și practic știind, bă, sunt atât de în spate, asta cu reguli și să-mi aștept rândul nu e șmecherie pentru mine. Eu trebuie să-l încalec, să țip mai tare, să demonstrez că nu știu ce, adică iar joacă o chestie, joacă o carte. E greu, știi, atât are, e un procent mic la... Ce? Repet, mă rog, se pot face confruntările astea cu niște reguli, inclusiv la exemplu suprem pe care l-ai dat, Kamala versus Trump. Acolo s-au negociat un set de reguli care a fost respectat la literă, de exemplu. Dau un exemplu, n-a fost nimeni în sală, ea trebuia să facă așa, el trebuia să facă așa, aveau dreptul doar la un pahar de apă, n-aveau dreptul la notițe, n-aveau... Da. Totul era reglat. În același timp, consider, băi, măcar la turul 2, doamne iartă-mă, nu știu cine va ajunge în turul 2, Marcel Ciolacu, care l-ai dat exemplu, cred cu siguranță că ajunge în turul 2, dar presupunem că va ajunge, nu știu, cu Ciucă sau cu X, sau cu... Da. Ar trebui să existe o dezbatere, o confruntare. Așa, zic, Călin, pe cine vrei? Nu vreau să-ți dau nume deocamdată, facem o listă, facem un brainstorming, dar voiam să enunț două arii de acoperire, ca să zic așa. În primul rând, dincolo de politic. Ok, vin alegerile din noiembrie, e normal să încercăm să avem candidați la președinție și de ce nu chiar și la parlamentare. Dar aș vrea să avem invitați din cât mai multe domenii. Îți spuneam înainte de înregistrare că, de exemplu, din sport, dar nu numai din sport, din diverse, domenii cât mai diverse, showbiz, cinematografie, teatru,
foarte plastice, whatever. Și în... Trebuie să încercăm să se și uite cineva. Adică să nu te duci în zona arte plastice. Nu, nu, glumesc, glumesc. E și arte plastice. Nu. Să fie și arte plastice. O să anunțăm când e arte plastice. Deci să vreau să-ți amintesc că de curând o profesoară de matematică a creat o mare problemă națională. Da? Eu știu de un profesor de matematică, dar... Nu, profesoara care a lansat o problemă despre care a zis că e de clasa a patra și a doua zi ăștia l-au chemat pe Nicușor Dan, fost de două ori medaliat cu aur la Olimpiada Internațională de Matematică, să o rezolve. Nu era chiar de clasa a patra, dar în principiu procedurile prin care ajungea la rezultat erau de clasa a patra, adică operațiuni elementare. Și s-a creat o mare dezbatere națională pe tema asta. Deci poți să obții audiență și... Dar el ce a zis? Că el spunea, bă, e de a patra sau e un pic exagerat? Mai el n-a zis nici că e, nici că nu este. A zis... Mi-a luat 45 de minute să rezolv, acum gândiți-vă voi. Eu am făcut-o în aceste 45 de minute, este olimpic, atât pot să spun. Cam așa adică... ceva. Deci asta ar fi unul, să avem din domenii cât mai diverse. Și al doilea, evident, dar asta sunt sigur că o făceai deja, să încercăm să ne orientăm după evenimente, după marile subiecte ale zilei. Dacă făceam acest podcast acum o lună de zile, ar fi meritat să avem invitat pe cineva de la Casa Națională de Pensii. Acum subiectul s-a mai temperat, nu mai așa. Dar sunt atâtea alte subiecte care agită opinia publică, cum ar fi schimbările climatice, să zicem, război din Ucraina și atâtea altele. Bine, care... dacă ai Putin sau Zelenski e bine, dar altfel nu știu dacă... Da, nu știu. Am făcut atunci, când era focul. Să știi că am făcut multe, adică vă spun așa și wow, nu știu cât ați văzut, cât n-ați văzut, am făcut politic și înainte să fie la modă politic, adică să la modă, în sensul că înainte de an electoral am făcut, am chemat lideri ai fiecărui partid. De la PSD n-a venit nimeni, dar noi încercam să aducem. A venit domnul Drulă, Rareș Bogdan, George Simion. Adică am chemat lideri de la fiecărui partid să vorbească, pur și simplu, într-un an non-electoral. Atenție, acum primarii cunoște. Deci, sport. Am făcut, am avut fotbaliști, Adrian Mutu și mai cine? Am mai avut un fotbalist, parcă? Sau ne-am mai dorit și poate de-aia, nu mai știu. Așa, stai să mă gândesc. Am avut tot sportiv, am avut un de cei mai mari culturiști ai lumii, Dorian Yates. Actori, mulți. Cu Clanul, am făcut cu Clanul, cu nu știu ce, cu Tare, cu Tare, Manole, Marius Manole, nu știu, am avut actori. Cântăreți. Domeniul sportului. Ana Maria Prodan, să nu uităm, am făcut două ediții, să mai sătura lumea, era ceva, milioane de vizualizări, adică... Parcă aveți ce? Slogan la podcastul ăsta, l-am uitat odată, încerca să-l stabiliți împreună cu Damian și cu Nathan Ticu, era ceva cu... Nu mai știu. Celebritatea, se, cum ajungi da, succesul, analizăm succesul. Corect, corect. Vânăm celebritatea și analizăm succesul sau ceva, ceva de gen, nu mai știu. Mai știți voi? Păi nici voi nu. Trebuie să montăm chestia asta, să montăm din... Și apropo, cu riscul de a vorbi de funia din casa spânzuratului, să invităm oameni din media. Mai există jurnalism în România? Asta e o întrebare care mi-o pun în fiecare zi. Pasă cuiva dacă nu. Adică, eu tot timpul mă gândesc dacă se uită cineva. Știi, mă, jurnalist, știi ceva? Ne închidem ușor, ușor. Mă întorc la politică. Mi-am adus aminte. Deci în anii 90, partidele aveau fiecare conferințe de presă săptămânale. Nu mai există de mult. În anii 90, la fiecare alegeri, la fiecare dintre alegeri partidele ieșeau cu celebra platformă program. Astăzi nu mai vehiculează nimeni așa ceva, nu mai știm. Alegem niște oameni după meclă, iertați-mi expresia, dar nu mai știm de fapt ce reprezintă, ce e stânga, ce e dreapta. Noi am încercat aici să obținem, ce obținem de la primari, și de la lideri politici când i-am avut, să obținem tot felul de chestii, chiar și promisiuni clare. Noi avem niște promisiuni clare, pentru că am invitat pe toată lumea, am reușit să nimerim și primarul, că l-am avut pe Micușor Dan, a ieșit, da. Pe George Tuță, a ieșit, pe Rareș Copincă, a ieșit. Nicușor ce v-a promis, că rezolvă vreo problemă sau ce? Nu, Nicușor, dar de matematică, nu, de matematică, da, sigur, a zis că oricare, nu-i problemă. La domnul primar general nu am reușit să obținem promisiunea până la capăt, în sensul că a zis că promit că mă gândesc. Dar am obținut-o de la alți, alți lideri. Adică am obținut-o de la George Tuță, de la... Bun, așa. Asta, zi-mi, de la Patu, de la Băluță. Băluță.
am obținut-o de la Alfred Simonis, ajuns Timiș, la Consiliul la Timiș. Am obținut-o de la niște oameni, să știi. O promisiunea că, și veți vedea asta, vă spun acum că să țineți minte, că o să merg și o să mă țin de capul lor să văd că își respectă promisiunea, exact. Și cred că își vor respecta. Păi asta mi se pare foarte tare. Și o să le țin de capul lor și o să le fac și reclamă și antireclamă, dacă nu. Să accesibilizeze total o clădire de la IV Sector. Accesibilizare totală e cu program pentru surdomuți când ai interpret joia de la între 2 și 4 cu băi, ceva, adică noi știm să o facem, lucrăm cu ONG care face asta și accesibilizăm total o instituție, măcar una. Le-am explicat că asta este o dorință a mea, să schimb asta în România și că nu pot să încep toată România. Am zis, bă, fiecare, așa, primar să măcar, i-am zis, primăria, unii au zis, poate un spital, dar bă, ok, dar dacă nu, măcar unde ești tu, să vii și să spui, bă, asta este perfect făcută. Și am zis, eu în momentul când am unele și când voi veți fi un exemplu, eu o să vă arăt eu niște rechini imobiliari, niște băieți, niște niște taicunți cum este Ion Țiriac, care va face la fel. Va face doar pentru că zic, ce, cum adică primăria, dar ce bine, dar ce idee, dar ce spun că sunt niște oameni care, la care nu se vor uita la costuri. Și Ion Țiriac la patinoar, la nu știu unde, la nu știu unde face el clădirea, așa, o să zic că ca aia vreau, ca primăria mare, ca, mă rog, primăria mare nu ne-a promis, dar cei care ne-au promis, primăria sectorului 1 și așa mai departe. Deci vreau să facem niște chestii astea și să le luăm și niște promisiuni clare. Bă, ne promiteți ceva, ce promitem, hai să vorbim. Ne gândim noi la ceva. Și cu termene. Da, și cu termene. Și chiar peste 2 ani și întrebi. Da, la asta n-am luat termene, dar nu e atât de greu. Noi o să mă, adică nu e de 4 ani să zici, bă, dacă n-am făcut-o în 4 ani, eu fac antireclamă acelui primar, peste 4 ani nici nu-l invit, fac podcast-ul numai potrivă. Eu l-aș invita pe cel mai longeviv parlamentar român. Cine e? Habar n-am, nu știu cine e. Aveți să-mi bag picioarele, o să mor cu voi aici, o să închidă emisiunea. Nu știu Laur, cine e, bă. Ăsta invită un de la arte plastice, un ziarist. Bine, mă, atunci hai să zic altfel. Boșoroc din Parlament, nu n-a auzit nimeni de el. Asta vrem să facem din emisiunea asta, vrei să mă închideți, ați venit puși, v-ați vorbit? Nu. Întrebați-mă, Adina, orică rămăsesem la, m-am uitat în trecut și am văzut emisiunea cu Nathan Ticu și cu Aniel Damian, în care dezbătați atâta s-a dezbătut sloganul emisiunii care l-am uitat. Da, l-am uitat și eu. Era ceva, l-am uitat, da, vânăm celebritatea și analizăm succesul. Mă rog. Da, nu e vână în celebritate, că noi întotdeauna am zis așa, că noi ne-am propus că la această nu emisiune... Nu vână celebritatea. Cred că poate mai degrabă așa, că nu vânăm celebritatea și analizăm succesul. Că am spus că noi vom chema oameni care să fi făcut ceva notabil sau o performanță în domeniul lor. Oricum, adică asta ne-am dorit. În slogan apăruseră două cuvinte forță. Câteodată sinonime. Celebritate și succes. În România, în momentul de față, considerăm, am voie la opinie. Așa. E un teribil concurs de confuzie a valorilor. Mă rog, există oameni pentru care succesul înseamnă ceva, alți oameni pentru care succesul înseamnă altceva. Există la fel oameni care celebritatea înseamnă ceva și succesul altceva. Și îți dau un exemplu. Există statistici, bine, nu sunt publice, la Ministerul de Finanțe, la ANAF, care, nu știu, România există 5.000 de onlyfaniste care câștigă mai mult de 100.000 de euro pe an. Nu, mult mai multe. Am dar dat știi cifrele? Am dat reale? Un exemplu. Există, nu știu, 100 de onlyfaniste care câștigă spre milion pe an. Mai mult. Mai okay. Mult, că eu le știu, asta zic, mult mai mult, așa. Păi dă, dacă le știi, așa. Văd că stăpânesc. Asta e, ați ajuns pe zi, exact, să facem cu olifaniste, dacă facem cu olifaniste. Păi nu mă, te rog frumos să chem și să analizăm. Ele au celebritate sau doar succes financiar? Să analizăm, zic. Dom'le, să chemăm și noi, dacă putem să le identificăm să și dacă dânsele vin, poate vin așa, știi, stau cu fața la... A, să facem da, să fie cu spatele și cu vocea robotică, da. Și cât ai, ce ai făcut, da. Cum ai făcut? Cum e cu milionul ăsta? Sau cum a apărut ăsta? Sau cine faci? Prima idee care îmi place extraordinar și bine că te-am chemat. Deci, facem cu onlyfaniste care câștigă bani mulți, știu, din 7 județe
14 persoane au făcut peste 1,5 milioane în ultimele 18 luni, nu include municipiul București, care este cel mai prolific. Astea sunt niște date reale pe care le-am aflat, le-am visat. Și vreau să vă spun că l-ai visat. Păi, fetele astea lucrează pe PFA sau cum facem? Că poate declară. Păi da. Declară veniturile alea. Unele sau majoritatea. Nu le declară, dar când sunt găsite, ele apoi le declară. Le declară și plătesc. După ce sunt găsite. Plătesc o moștenire. Da, mă, da. Când depășesc 500 de mii, dau mai mult, că au depășit statutul de micro și așa mai departe, nu? Micro-întreprindere, macro, da. Ideea este următoarea. Deci vrem să lansăm această provocare pentru două, încă mai la mod acum și ca videocetul, ca tot, ca toate streamurile astea, pentru două persoane care lucrează în zona asta OnlyFans și au cont pe OnlyFans și câștigă bani mulți. Să ne facă dovadă, adică să nu vină din astea apprentice care câștigă 1,000 de euro și nu știu să ce. Să dea drumul la, da. Să venim Nu, abonații. Abonații, da. Clar, pentru că vezi abonații și mulțești cu, bă, au și ele zile de discount, de alea. Am auzit, nu știu. Așa. Ideea este că aș vrea să facem treaba asta și mi-ar plăcea dacă cineva e dispus să vină și zică, bă, oricum multe întâlniri sunt oficiale. Hai să vină două să ne vorbim de... Și nu două persoane, zic, că nu vreau să mă limitez, pentru că tot în visul ăsta al meu am aflat că foarte multe persoane sunt de genul masculin care fac OnlyFans, un OnlyFans puternic, cu încasări mari și sunt niște băieți foarte, cum să spun eu, niște băieți de oraș puternici, mari, tatuați, răi. Aia nu vin cu Odinea, mă rog. Mi-ar plăcea să fie unul asumat. Da, extraordinar. Deci eu nu vreau fete, vreau băieți. Aici s-a spus, aici l-a spus de prima oară la mijloc, nu vreau fete, vreau băieți. Dacă vine un băiat, e Dumnezeu. Explică-ne și nouă. Ce zici? Tu nu știi ce înseamnă OnlyFans, că Călin așteaptă de 15 minute să-i spunem ce înseamnă OnlyFans. Spune-mi. Pune-mi ce e OnlyFans-ul. Spune. Nu știi? Nu. Pă bune, extraordinar. Haide, zi, Laur, go. Să spună băieții din tehnic. Prima oară când se distrează. Îți explic cu cuvintele generației X, nu știu că poate generația Y. Zi cu cuvintele tale, ador. Ador. Există diverse platforme video în care diversi oameni, bărbați, femei, se filmează în ipostaze intime sau nu, sau mai mult sau mai puțin intime, și plătesc și sunt plătiți de către abonați, diversi fani care pot deveni abonați, e nelimitată oferta, ca să spun așa, pentru această prestație. Prestație care nu este de Peep Show, ai auzit că era și în anii 70. Mă rog, să zicem că este un pic next level de la Peep Show. Ideea este următoarea. A fost creată o platformă care s-a gândit, bă, hai să nu mai posteze oamenii conținut gratuit. Pentru că conținutul acum pe Instagram, Facebook și mai departe, numai că e gratuit că tu îl postezi willingly, le devine proprietate lor. În secunda când așa scrie în terms and conditions, deci e conținutul lor, tu lucrezi pentru ei zi de zi și noapte. Și a zis, bă, noi facem o platformă în care oamenii, ei au sperat, bă, să vină Rihanna și Beyoncé, să pună poze și lumea să se aboneze și să vadă acolo conținutul contra cost, cumva, na, înțelegem că ar trebui să fie și mai departe. Doar că s-a dus repede într-o zonă mai sexual, adică a zis, ok, ca să se aboneze pe bune lumea, video chat și video chatiste, ai auzit? Da. Ai văzut inclusiv mașini prin oraș care caută tinere talente și așa ai mai văzut? Departe? Sau? Am văzut mai mult decât atât. Când am fost la Praga, am văzut două filmări stradale, deși era destul de rece, eu eram cu geaca pe mine, două tipe în pielea goală care străbăteau o stradă și erau filmate probabil pentru așa ceva. Te-ai abonat? Nici măcar nu mă interesează unde le găsesc. O să se aboneze. Glumesc. Trebuie să aibă internet pentru asta. Exact. Nu are. Dar revenind, da, e o idee bună. V-am zis, tot în visul meu, vocea din vis îmi spunea, bă, tot ce vezi tu în oraș, băieții aia mari,
Nu chiar tot, da. Nu tot, ăla exagera, vocea din vis exagerează. Când aia tot, care zic că fac banii din cripto și de fapt... Aia care din cripto, frate, și care stau mult pe la cafenele. Regina cripto și la Pona Enighel, ca să zic așa. Aia sunt ceva, deci care sunt the king of OnlyFans și aș vrea să prindem un rege să vină aici. Bă, regină, e ok. Bă, asta e doar așa un zvon de oraș sau există cumva și... Ce, visul meu? Sau da. Ce? Să zicem că e doar visul meu. Apropo că ai pomenit numele, cuvântul King, există, pentru că ai spus că inițial nu era neapărat pe zona asta erotică sau intimă, cum spune el, există cel puțin un caz în zona, să zicem, serioasă, Stephen King, scriitorul, care își publică contra cost, când scrie o carte, își publică câte un capitol și poate fi citit doar contra cost. Uite cum a crescut nivelul emisiunii și au plecat urmăritorii. S-am futul ăla de aici. Dai seama ce s-a întâmplat. Acum a crescut nivelul, unchi, mi-o înțelegi? Mi-a luat-o pe Stephen King, care publică așa cu tare. Ăștia au închis. Mulți au închis. Aia. Și erau bine. Dai seama că lumea stătea. Era... Și a, bă, cine a venit de la OnlyFans cu tare? Ce pe propuneri? Să vină băieții de la insula iubirii. Băi, asta e răzbunarea mea pentru că în emisiune la mine... S-a dus emisiunea. Asta e răzbunarea mea pentru că la mine emisiune ai spus că TVR Cultural e urmărit doar de 7 oameni. Și eu ți-am spus că sunt 8. Ah, da, tu știai exact. Da, între timp e valabil, că am murit ăla unul. Între auditorii lui sunt mult mai mulți aia care au auzit de Don King decât aia care au auzit de Stephen King. Adică, okay. Posibil. Da, corect. Mă rog, sunt curios dacă îl mai știe cine e Don King. Scrieți-mă aici dacă știți cine e Don King, măcar. Da, cred că știe Stephen King. Totuși, aici avem un public mai elevat. Am făcut audiență cu emisiunea noastră la TVR Cultural. Peste 10.000. Extraordinar. Peste 10.000. Atenție! Unde? Peste 10.000. Peste 10.000 pe YouTube. Ha, înseamnă asta zic. Deci emisiunea s-a pus pe YouTube, înțelegi? Și după aia am intrat puternic și am zis, bă, trebuie să vedeți emisiunea. Și am intrat lumea și s-a uitat. Bă, măsurarea audienței în România e o poveste specială, nu intrăm în ea. Putem să intrăm cândva. Deci ca să uite lumea, este pe canalul TVR sau TVR Cultural. Ce canal e? TVR Cultural și pe YouTube. Pe YouTube, ca să se uite lumea pe canal. Deci pe canalul... Dar pe ce canal e de YouTube? Habar n-ai, nu știi. Nu dacă contează, scrii pe YouTube de ce aș citi... Dacă scrii pe YouTube, aici unde sunteți și vă uitați la noi, de ce aș citi și scrii și numele meu ca să vedeți o ediție mai, un pic mai vie, cum, ca să zic vie, o să vedeți și e foarte mișto. Și am cunoscut acolo, pentru că m-a invitat unchiul pe mine și pe o... Tânără care citea și ea, dai seama, o tânără actriță, cu care am rămas în relații și apoi am văzut, cred că, toate piesele de teatru, foarte tare. Așa, ce zi? Ai cu invitații, deci vă rog, întoarceți-vă la asta, deci OnlyFans puternic, ce am zis? Politic, candidații la prezidenție, toți? Încercăm toți? Încercăm. Adică, normal, noi invităm, deci invitați toți. Vreau să vă întreb ceva și să-mi spuneți corect. George Simion e un candidat și unul puternic, doar că a mai fost odată la noi acum un an. E fair să-l rechemăm și să aibă adică să vină de două ori și că e în contextul de acum. Este că okay, ar părea dacă, ciudat dacă n-ar, nu l-am chemat. Este ok dacă îi chem în ordinea descrescătoare a cifrelor din sondaje. Cât sunt care ele sondajele de discutabil? Nu, până n-apar pe Superbet, pe astea nu crede nimic. Corect. Deci acolo apar sondajele adevărate. Pe ultimele sondaje au ieșit dandoasele în România, vorbesc, în sondaje electorale. Este. Dar, mă rog, în principiu, probabil că e Marcel Ciolacu pe primul loc, cred că, cum zicea, George Simion pe 2. Codine, mizez pe flerul tău. Că... Simion e mult mai jos. Cine e pe 2? Depinde de sondaj, dar principalele persoane care apar sunt Ciolacu, Joana... Da. Și primărița de la Câmpul Lâng. Lasconi, doamna Lasconi? Da. E în primii 3-4. Bine. În funcție de sondaj. Dar noi nu o să putem să facem în ordine. Asta o să-i lansăm invitația și cum o să se poată. Adică programul lor. Adică nu putem să facem... Da. Doar dacă înregistrăm și îi dăm. Dar noi dacă înregistrăm ar trebui să-i dăm, mă rog. Adică îmi se pare că...
Corine, tu ai suficient fler, că mi-amintesc că în urmă cu, nu știu, 12 ani, 16 ani cât a trecut de atunci, ai fost singurul din 12 oameni care a ghicit președintele. Ceilalți 11 nu l-au ghicit și s-a și pariat pe tema asta, a ghicit cine a luat banii. Te rog să povestești exact cum s-a întâmplat. Iar, te rog. Bă, te rog mult de tot, fără nume, în afară de noi doi care ne-am asumat deja povestea. Te rog, este extraordinar. Se întâmplau ca și acum niște alegeri prezidențiale în urmă cu... 10 ani. Mai mult, nu știu cât a fost. Ok. Erau doi candidați la bătaie, toată lumea credea că va candida, că va câștiga toate sondajele, feeling-ul general era că va candida, că va câștiga candidatul nou care se înfrunta cu președintele în funcție, ca să spun așa. Toate cu nume tot așa, așa, mă, ce dracu, la o masă tovărășească, mă rog, o masă amicală undeva la Piața Galați, era un restaurant de pește. Da. Așa, la... Aquarium. La Aquarium. Să discutai, s-au pus niște bani pe masă, adică eram 11 oameni, fiecare a pus 100 și un procent, adică cu cât va câștiga la 52,13, 51,14. Deci îți dai seama că 11 oameni de afaceri din România, puternici, puternici, scuze-mă doar puțin, cine era cel mai apropiat cu procentul de procentul care ieșea din urne, lua câștiga 1000 de euro. Potul, cum se zice. Potul, da. E, au fost 11 pariori, 10 sau 12 sau 12 au fost. 12 eram toți. Da. Care au pariat și au fost 11 pariuri împotriva lui Băsescu, pentru celălalt împotriva lui Băsescu și un singur pariu, mă rog. Da, știi, hai că spun și eu... Și cine a luat potul, ca să zic așa, domnul. Normal, dar am să povestesc, vreau să dau și detalii și cum am luat și tot. Deci, o spun pe scurt că poate o să o și tăiem, să o și avem. Povestea e așa, Laurențiu e aici, mi-e martor, ți-a zis, la Aquarium erau alegeri și se strânseseră niște oameni de afaceri. Eu eram un pic chiar mai outsider pe vremea aia. Corect. în acest grup. Da. Nu mai tycoon și nu știu ce, puneau fiecare câte 100 de euro să ghicească, deja erau doi candidați, Mircea Gioana, Traian Băsescu. Și toată lumea zicea Mircea Gioana și puneau niște procente acolo. Ziceau, eu atât, și să vadă care nimerește cu... Și eu am stăteam așa și zic, auzi, da, pe Traian Băsescu a pus cineva? Nu, ce ești prost, punem toți pe Mircea Gioana. Și am zis, bine, pune cu Traian Băsescu, cu oricât, cu 0, adică 50,0001, nu contează, așa. Am pus pariu, peste o săptămână urma duminica alegerilor și apoi întâlnirea în aceeași zi, o săptămână mai târziu, la care efectiv toată lumea a venit și a zis, băi, ești nenorocit, deci ai luat tot potul, efectiv tot potul l-ai luat tu cu Traian Băsescu, cu tare, și au început niște glume cum că nu se face plata. Și atunci, nepotul tău, atunci le-a zis, nu-i problemă, țineți așa, mie să-mi scrieți fiecare nume, prenume, că eu mă duc la domn președinte să-i spun că, pe lângă faptul că ați votat împotriva lui, acum nu vreți să faceți plata, adică, știi, și au zis toți, nu, că noi plătim acum. Pum. Și au plătit pe loc, adică s-a luat potul, că altfel eu mă duceam la Elena, care, na, bun, deci pe tine trebuie să te întrebăm cine câștigă acum. Bă, n-aș vrea să mă duc în zona asta, dar dacă... Dați-mi un pic răgaz. Când sunt în noiembrie, vă zic în octombrie și dacă avem și aceste, nu confruntări, ci, mă rog, dialog pe care îl dorim. Noi am apreciat foarte mult că s-au întâlnit primarii cu noi și am considerat, zic, să ai un vot din ăsta în care apuci să vorbești personal cu... Ăla mi se pare extraordinar. Deci, da, începem puternic, în ordinea numărului de pe tricou, invităm pe toți, vedem cine acceptă și cine face cu doamna Ivanovici. Adică, care, cum ar veni, se încumătă, că e greu acolo. E greu, vorbește și tare, are și vorbele la ea, are și creier, e greu. Fata a fostei mele șefe de la Zigzag, pe care am pomenit-o, are o fată, așa, și sunt de mult în America, cum ziceam, și la un moment dat, participând la niște cluburi de debate, care, după cum știți, la ei sunt foarte răspândite și contează foarte mult, pentru tineri în special, a ajuns într-un grup la Națiunile Unite, cred, unde trebuia fiecare să argumenteze, să prezinte, să promoveze o țară.
Și fata asta și-a ales China. Și mai că s-a întrebat-o, bă, de ce tocmai China? Păi zice, aici îți arăți valoarea, da? Debate, să susții Statele Unite sau Marea Britanie, mare scofală. Dar să reușești să spui Congo, ceva de bine China, de China... La China totuși sunt lucruri de bine, Coreea de Nord, e, așa Congo. Și cu invitata de care pomeneai, aici ne vom arăta cât de bun suntem. Ne invităm pe toți... Da, spuneți-mi cumva să încercăm să încheiem și o să mai facem. Poate n-am mai avem niciun invitat, stăm la noi și da, vorbim de OnlyFans. Ideea este că să închidem aici. Spuneți-mi dacă mai e ceva ce ați vrea voi să spuneți, să întrebați, să faceți, să dregeți. Așa, încheiere. Orice. Pentru că n-am urmărit, spunem care este nivelul de feedback. Adică ai doar like-uri sau sunt privitori care au comentarii? Toată lumea. Multă lumea comentarii. Și sunt comentarii foarte interesante, da? Da, mult. Muie astea, da. Foarte, foarte tare. Foarte, nu, m-am uitat, nu știu la ce ediție, pe comentarii și punea aceeași întrebare și numărul de propuneri, de nume de care veneau era foarte variat. Mă amintesc așa... Te-am întrebat asta pentru că păstrând toate proporțiile, firește, eu sunt foarte activ pe Facebook și pot să spun după 14 ani că am întâlnit comentarii printre prietenii mei de Facebook, pe unii cunosc și din viața offline, foarte multe comentarii la orice subiect, mult mai interesante decât ce vezi când te uiți la un talk show la aproape orice televiziune. Și de-aia zic că există o cum să spun eu, o rezervă de inteligență și de competență până la urmă în publicul, să zicem, oarecare, deci oameni care nu s-au apropo de ce spunea Laurențiu, n-au nici bani, nici succes sau celebritate, care merită, cum să spun eu, merită luată în seamă. Deci sunt foarte mulți oameni în România care gândesc foarte bine. Sunt de acord. Și oricum îi rog pe toți să comenteze aici cu, cum să spun, posibili invitați, nu doar din zona politică, din orice zonă. Vă rog să comentați ca să încercăm să-i aducem aici. Comentați și cu candidații la președinție pe care i-ați vrea și pe care nu i-ați vrea, chiar dacă noi o să încercăm să-i luăm pe toți, dar măcar sunt curios ce vă doriți. Sunt curios cum vedeți și această dilemă pe care o am cu George Simion, pe care l-am avut invitat fix anul trecut și acum cumva mi se pare corect să-l invităm din nou că e într-o această cursă. Dar vreau să știu și părerea voastră, deci vă rog să scrieți și asta. Și mai am eu câteva idei și o să vi le spun când lăsăm căștile jos, că nu vreau să mai plictisesc, dar lansez aici o provocare și pentru oamenii de acasă și pentru voi, vă spun, îmi doresc foarte mult să îl am la mijloc aici pe cel mai mare securist al României, pe tata. Zic cel mai mare că eu l-am făcut săracul cunoscut și că toată lumea asta spune despre el. Și că am zis o sensul ăsta și nu reușesc să-l conving și mi-aș dori foarte mult să vină și tatăl meu aici să spună povestea vieții lui. Și vă rog și pe voi să scrieți dacă vi s-ar părea interesant să vină tatăl meu aici. N-a vorbit, păi cu siguranță eu am văzut că deja au scris unii înainte, vor. Da, pe bune, da. Pe bune. N-am văzut. De obicei, de câte ori postez ceva legat de el, astea sunt comentariile. Securistul, muie, astea. Și aș vrea să știu dacă vă doriți să fie aici, măcar să-l ascultați vorbind și dacă el nu vrea, vă spun cinstit, adică a zis că Maxim a zis bă, vin, ne registrăm și nu postăm. Adică să fie așa, să păstrezi tu, să ai acolo, să nu știu ce. Dar eu vă rog pe voi să scrieți dacă vreți sau nu și vă spun... Scuză-mă, și asta spune ceva, înregistrăm și nu postăm, adică... Da, păi vezi că zona lui. Să fie înregistrat, să fie acolo. Ideea este că vă spun că dacă e o promisiune pe care nu știu cum o să-mi o țin, dacă ajungem la 200.000 de urmăritori, îl convic. Măcar să fie așa ceva. Adică, bă, ok, bă, ne dorim, dar cum ne dorim? Dacă ajungem la 200.000 de subscriberi, îl conving să vină, să înregistreze și să mă lasă să posteze. Eu cred că aș face serial acolo, adică aș face 2-3 ediții la câteva luni. Sunt niște povești.
acolo cu tata. Cu siguranță, cu siguranță. Fiecare dintre noi e depozitarul unor povești. Important e stilul în care le prezint și metoda în care celălalt e dispus să le recepteze. Așa că... Corect. Mulțumim. Comentarii acolo, cu tare, hate-ul de rigoare. Spuneți-mi... spuneți-mi și despre invitați. V-au plăcut? Da, nu, care, nu, de ce? Care-ți vrea? Care, fiecare, pe zona politică, care vi se pare mai potrivit? Redactorul de la Lumina sau fostul mogul din media? Am cu asta, mogul. O să vă povestesc și chestii senzaționale pe Laurențiu Paraionă, că nu le-am povestit. Bun, pe toate. Deci e clar, asta a fost singura ediție în care suntem prezenți. Da, posibil. Dacă mai ia după comentarii, când m-am luat după... De vin acasă, m-am luat după comentarii, unchiule, până la urmă. Și vreau să... Pentru că, sigur, toată lumea a stins deja telefoanele, televizoarele sau așa mai departe. Am spus că este o ediție pe care am făcut-o în memoria lui Bogdan Budeș, care mi-aș plăcut să fie aici și care... care nu mai e deloc printre noi și... Dacă Bogdan Budeș era aici, cu siguranță ne-ar fi spus de unde vine Vineri 13, sunt convins de asta. Da, Bogdan era un sac de informații și vreau să, în încheiere, pentru că știu că, repet, că a stins și nu vă mai uitați și nu mai deranjez pe nimeni, vreau să citesc un text pe care l-am scris a doua zi după ce am aflat că Bogdan a murit. Și asta e, îl citesc și voi puteți să închideți. Nu mi-e neapărat prieten, deși mi-aș fi dorit să-l pot numi. Amic, însă îmi este fără tăgadă și am tânjit deseori după compania lui, pe care eu ceream fratelui lui mai mic, adică lui Radu Budeș. De curând mi-am dorit să îi propun să colaborăm într-un proiect, adică în ăsta, Laur. De mult m-am gândit că mi-ar plăcea să-l am alături în ceva, orice. Pe Bogdan îl admir, îl respect și am făcut-o mereu, chiar și atunci când am dezbătut în contradictoriu ore în șir principii de viață. Îi iubesc la nebunie fratele, nepoatele și întreaga familie. Bogdan e traducător din limba rusă, engleză și franceză, în special de piese de teatru și regizor la Teatrul de Artă din București. Am fost la câteva piese puse de el, prima a fost Parcă Rare Fantomă. Bogdan e autodidact și a învățat de câțiva ani să cânte la pian și a cumpărat o pianină mai scumpă decât mașina pe care și-ar fi permis-o dacă și-ar fi dorit una. Bogdan e rusofil pentru că a trăit și a iubit la Moscova și e antiputinist tot de aia. Bogdan e pe lista neagră a celor mai respectabile organizații feministe din România, pentru că scrie texte controversate pe Facebook pe care stimabilele nu se obosesc nici să le citească până la capăt, dar aminte să le înțeleagă. Bogdan e anti-woke și anti-corectitudinea politică dusă în extrem. L-am acuzat chiar de homofobie cândva în contrele noastre. Bogdan crede în Dumnezeu atât de mult încât e pro-life, cum spun americanii. Discuții înfocate, pro și anti-avort am avut și la ziua lui acum câteva săptămâni, când am ieșit să mâncăm. Îmi amintesc că l-am făcut să râdă puternic în seara aceea cu câteva povești. Bogdan a murit acum câteva ore de Sfânta Maria în somn, inima. Mi-e dor de el și mi-e dor de el deja și mi se pare ciudat. Regret că nu ne-am frecventat mai des. Mi se rupe inima de ai lui, de cei care vă spuneam că iubesc. El a fost Bogdan Budeș. Asta am vrut să citesc la final. Gata. Mulțumesc.